бандути. Problema constă în aceea că la privatizarea terenului adiacent acelui bloc de locuit, care este latura lungă a blocului de locuit, s-a privatizat până, practic, sub teritoriul acestui bloc. Fără a fi lăsat cale de acces pentru autospeciale distins în centru. Proiectul decizii constă în aceea că noi solicităm proprietarului terenului adiacent să fie instituită servitute conform normativelor în construcție de 6 metri de la teritoriul blocului de locuit, anume pentru asigurarea accesului pentru aceste autospeciale, în caz că nu este acord, adică să ne adresăm conform procedurii în instanță judecată de a solicita acest drept. În această constă proiectul decizii, solicităm să fie susținut proiectul decizii. Dacă sunt întrebări, vă mulțumim, domnul raportor. Întrebări? Poftim? La vot. Aveți comisii? Da. Se supune votul întrebarea numărul 25 din ordine de zi. Cine este pentru, rog să votați. Pe seriment. Platforma da. Pas. Pelea. Bun. Unul pentru. Partidul Comuniștilor. Unul pentru. Forța Nouă. Nu este. Partidul Democrat. Doi pentru. Partidul Șort. Doi pentru. Cu 43 de voturi, proiect de decizie este votat. Vă mulțumim, domnul raportor. Următorul subiect, numărul 26, cu privire la reglementare amplasării stațiilor de alimentare și a depozitelor de produse petroliere. Domnul Andrei. Având în vedere că urmă exces mare a stațiilor de alimentare cu produse de carburant, având în vedere că avem în orașul Chișinău un număr foarte mare de stații de alimentare cu combustibil și o mulțime de conflicte generate de amplasarea acestor obiective noi, acelor noi sau conflicte mai vechi cu vecinătățile, a fost pornit procedura de elaborare a unui proiect de decizie care a ajuns astăzi aici în discuții. Noi propunem să reglementăm amplasarea stațiilor de alimentare și a depozitelor de produse petroliere în interior. De seama, orașul Chișinău. Scopul ca soluții sau ceea ce vrem să propunem este ca aceste obiective să fie amplasate doar în codul C7, ceea ce presupune comerț și trafic abundent, adică sunt zone în oraș unde se găsesc aceste terenuri. De asemenea, am propus ca proiectarea, ambasare, construirea acestor obiective să fie făcute doar în baza unui PUD aprobat, elaborat avizat, consultat cu populația și aprobat în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, am făcut referință la cadrul legal existent, căci acesta este încălcat deseori. Am specificat tranșant că este interzis de a amplasa în zona protecției a bazinelor acvatice, a surselor alimentare cu apă potabilă, în zona stațiunilor balneare, în zona instituțiilor medicale, în zona instituțiilor de învățământ, deci am specificat lista. De asemenea, ne-am propus să prezentăm o solicitare către Guvernul Republicii Moldova prin care să solicităm revenire la distanțele zonei de protecție precedente, care au fost prin 2015 au fost micșorate, și asta a fost. În principiu, cam este cele mai importante. Bine. Vă mulțumim, domnul raportor. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, este înscris domnul Alexandru. Întrebare sau... Nu? Dacă nu sunt întrebări, sunt înscris la luare de cuvânt domnul Sergiu Urbunciu.
Mulțumesc, domnul președinte, Serghei Burcugi, Partidul Politic ШОР. Уважаемые коллеги, данный проект разработан муниципальными советниками политической партии ШОР совместно с дирекцией геоархитектура и урбанизм. Отдельно бы хотелось бы отметить и выделить господина Ватуманюка за профессиональную точку зрения в процессе его подготовки. Проект, который сегодня был представлен, является результатом на многочисленные просьбы и обращения со стороны жителей Кишинева, общественных организаций. Более того, и генеральный примар Ион Чебан заявил, что АЗС не должны располагаться в пределах зеленых зон. Несмотря на то, что существует на национальном уровне законодательная база, которая регламентирует строительство и расположение АЗС, градостроительный план при этом является устаревшим, и сегодня он не отвечает современным условиям и реалиям, и как следствие в городе сегодня функционирует более 140 заправочных АЗС, что, конечно, медленно превращает город наш любимый чистый город, в экологическую бомбу и создает реальную угрозу для многих жителей Кишинева. Конечно же, следует отметить, что была попытка, я об этом говорил еще в 2016 году, на муниципальном уровне советников ввести мораторий на строительство автозаправочных станций, но она увенчалась, конечно же, неуспехом, была атакована госканцелярией, потому что не были соблюдены все юридические процедуры и нормы. Конечно же, вашему вниманию хотелось бы представить еще несколько конкретных примеров, потому что своевременно советники не отреагировали на эту проблему, и сегодня у нас есть такие ситуации, как автозаправочная станция «Ровпетрол» Страда Буребиста 118/1 возле центра матери и ребенка. Автозаправочная станция, которая появилась в 2018 году на улице Трандафирилур, в непосредственной близости возле парка Валя Трандафирилур, зеленой зоны и источника, где берут воду жители всей ботаники. АЗС Петром по улице Дичибал, которая сейчас расположена в центре ботаники, непосредственной близости крупных торговых коммерческих центров и жилых блоков. АЗС Петром по улице Сармеджитуза, которая находится в непосредственной близости лицея Мирча Чалбатрын и так далее, и так далее. Это все стало результатом того, что не было принято на местном уровне решение, которое бы установило порядок и правила размещения автозаправочных станций. Поэтому партия ШОР считает необходимым принять данное решение. Я здесь надеюсь на полное согласие совета и муниципальных советников, потому что от этого решения зависит, конечно же, здоровье и, конечно же, состояние города. И мы, конечно же, я уверен, что примем в полном консенсусе данное решение. Партия ШОР выступает за чистый и зеленый город. Спасибо. Спасибо, дон Гудже. Дон Александр. Добрый день. Мала комиссия Амдат, по пропонере, дядя модификатор. Deci, dacă sunt propuneri, dacă nu mai sunt întrebări și luări de cuvânt, se supune votul proiect de decizie ca bază. Cine este pentru, rog să votați. PSRM. Platforma Da. PAS. 7 pentru. Pele. 2. 2 pentru? Da. PUN. 1 pentru. Partidul Comuniștilor. 1. Partidul Democrat. 1 pentru. Partidul ШОР. 2 pentru. Cu 40 de voturi unanim, proiect de decizie ca bază este votat. Amendamente. Domnul Alexandru. Da, mulțumim. Dacă atragem atenția la punctul 6 din proiect de decizie, el se primește un pic mai la general, totodată se solicită ca să fie readuse la distanța de 50 de metri, dar nu este concretizat pentru care tip de carburanți, ori pentru cei cu gaze, suprafața este cu mult mai mare, adică de la 60 până la 120. Respectiv, noi propunem următorul conținut a punctului 6. Se solicită Guvernul Republicii Moldova modificarea regulamentului sanitar privind protecția sănătății populației și angajaților împotriva riscurilor a
asociat funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere, și anume primările zonei de protecție sanitară ale instituțiilor sociale menționate în punctul 3.6 din prezenta decizie de la stațiile de alimentare cu carburant slichis de la distanța 25 metri la 50 metri. La moment este 25 metri. Deci, supunem votul amendamentul domnului Condăreu. PSRM. Platforma, da. Pas. Bilet. Pun. Partidul Comunistă. Partidul Democrat. Partidul Șor. 2 pentru. Cu 41 de voturi, amendamentul este aprobat. Se supune votul pentru decizie integral. Cine este pentru, rog să votați. PSRM. Platforma, da. Pas. Pele. 2 pentru. Pun. 1 pentru. Partidul Comunistă. Partidul Democrat. Partidul Șor. 2 pentru. 41 de voturi, proiect de decizie este aprobat. Domnul raportor, vă mulțumim. Mulțumesc. Frumos, colegi. Da. Următorul subiect din ordinea de zi este numărul 27. Despre operare de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău numărul 3/9 din 29/10/2015. Raportor Roman Vitiuc. Bine, stimați colegi, raportor nu este care sunt propuneri. Vor veni propuneri să transmită la reexaminare sub punctul numărul 27. Domnul Bogdan Valeriu, ați putea să raportați pe deci facem pauză 5 minute. Ce mai hâtră idee? Foarte bine, domnul președinte. Trebuie să mai întindem, deci tu mai încercăm asta, până ce timp să-i păținem. Așa este rezultatul numai de ori. Nu e așa? Nu e așa? Deci facem pauză, deci facem pauză, deci facem pauză. Stop,
Нашел туда? И две семьи, то есть двух семей. Что если... Хорошо, жду вашу. Я не понимаю.
Cu fumoare, da? Știu, mai spune și facem la viola, să am la epizirimie. Platforma, da. Sunt 26 de conținere în sală. Domnul raportor, vă rog, întrebarea numărul 27 din Bună ziua, stimați consilieri! Propun atenție dumneavoastră proiectul deciziei despre operarea de modificări la decizia Consiliului Municipal numărul 3/9 din 29.10.2015. Modificările sunt necesare în scopul respectării prevederilor legii 141/1945/7 și sunt consecința modificărilor care au avut loc în cadrul de implementare a numărului de guvernul 468, anumite schimbări în sau ajustări confruntate cu modificările de toate, în hotărârile respective, recomandările de actul de control al Direcției Generale Finanțe, cum și este necesar să intervenim în componența actuală a Comisiei de Examinare pentru Politizarea Încăperilor în Mielul Cuibului, proprietatea municipală date în locațiuni, rezultat al validării alegerilor care au avut loc. Vreau să vă aduc la cunoștință că fără a aproba regulamentul dat și fără a aproba comisia respectivă, noi nu putem merge în continuare în examinarea dosarelor depuse de către cetățeni și, respectiv, partea dată de activitatea direcției este blocată. Dacă sunt careva întrebări la proiectul, sunt gata să... Da, vă mulțumim, doamna raportor, întrebări, domnul Șucaș. Da, referitor la componența comisiei. Domnul Poliakov, domnul Bondarenko, iată aici vreau să vă expuneți și dumneavoastră referitor la componența comisiei și referitor la egalitatea reprezentativității executivul cu Consiliul. Ce părere aveți? Că în actuală componența comisiei care este propusă este de 8 din executiv și 4 consilieri municipali. Și asta este comisie, chiar este o comisie permanentă și oare n-ar trebui să fie tot egal? Stimați domn consilier, dacă îmi permiteți să intervin eu aici, conform regulamentului, ședințele comisiei sunt deliberative în condițiile în care la acestea participă 2/3 din membrii aleși ai comisiei. Dat fiind faptul că activitatea comisiei, de exemplu, spune că va avea o periodicitate foarte frecventă. Noi, oarecum, avem riscul că în condiții în care va fi un număr foarte mare al reprezentanților comisiei respective, inclusiv din contul
consilierilor principali să nu avem posibilitatea de a întâlni quorum și de a examina în ședințele comisiei dacă documentul prezentat. Domnul Vitiuc, eu vreau să zic la, din experiența la ultimele comisii, consilierii sunt mai exemplari și vin mai des decât vine executivul. Inclusiv... Le dați exemplu? Da. Deci bine. Domnul Polifon. Nu vorbim de consiliul, nici nu vreau să discutăm. Nu vreau să discutăm despre... Nu sunt responsabil pentru cei care au fost... Dar nu vă excluzi. Nu, eu vorbesc despre comisia... Stimați colegi. Eu așa am înțeles că oricum trebuie să intervenim cu amendament, să aprobăm comisia. Dacă nu mai sunt întrebări, se supune votul în proiect de decizie ca bază. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. Platforma da. PAS. Partidul Liberal. Bun. Partidul Comuniștilor. Nu este. PD. Partidul Șor. Cu 39 de voturi, proiect de decizie ca bază este votat. Amendamente, vă rog frumos. Dacă îmi permiteți să expun eu amendamentele din numele grupului direcție sau raportorului și da, domnul raportor. Punctul 6, anume modificările care se instituează în regulamentul propus anexă la decizia Comisiei Municipale, la final, unde este indicație, completează în final cu suma cel puțin o lună, propunem a fi modificat în loc de o lună, 6 luni. Și acum explic de ce. Conform hotărârii Guvernului este stipulat că locatarul care a luat o locațiune de anumite spații are dreptul să depună cerere pentru privatizare la expirarea unei luni din momentul încheierii contractului. Noi considerăm că ar fi binevenit ca termenul dat să fie minim de 6 luni ca municipalitatea să mai investeze în locatare din contul plăților de locațiune. Rog să susțineți amendamentul. Cine este pentru amendamentul dat, rog să votați. Pe SRM. Платформа да. ПАС. ПЕНЕ. Амендаменту инициатору Дону Витю. Менту. ПУН. ПЕДЕ. Партиду ШОР. 40 de voturi, амендаменту есть апробат. Да. Următor амендамент. Решим din апробаря în... Ziua precedentă a ședinței Consiliului a modificărilor la structura Direcției Generale Economiei, Reforme și Relații Patrimoniale, prin fuziunea acestea, este necesar să intervenim inclusiv și în text, fiindcă anterior era prevăzut la numirea legii. Și, în contextul dat, propunem modificarea punctului 2.1 din regulament, anume prin excluderea denumirilor Primăriei Municipiului Chișinău, Direcția Generală Economiei și Reforme, Direcția Generală Urbanii și Relații Funciare, Direcția Generală Comunală și Amenajare, Direcția Generală Finanțe. Și înlocuirea acestea, adică după virgulă, după Consiliul Municipal Chișinău, virgulă, unităților structurale ale autorităților publice municipale. Este vorba despre membrii comisiei care urmează în comisie. E corect, așa. Se supune votul la amendamentul. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. Platforma da. PAS. PL. PUN. PD. Partidul Șor. Cu 39 de voturi, amendamentul este aprobat. Următorul amendament. Amendamentul punctul 2.2. După cuvântul secretar, Cratină, sintagma, șeful Direcției Privatizare Fondului Nelocuibil din cadrul Direcției Generale Economiei Reforme și Relații Patrimoniale, în lipsa șefului Direcției Privatizare Fondului Nelocuibil, atribuții pe care au promis pentru exercitate pentru persoane care au substituit. De substituit cu textul reprezentant al organului de specialitate din cadrul autorității publice locale. Se supune votul amendamentul domnului Vitiuc. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. Platforma da. PAS. PL. PUN. PD. Partidul Șor. 40 de voturi, amendamentul este aprobat. Mai sunt amendamente? Da. La punctul 3.1, alineatul 1. După cuvântul solicitanți, sintagma la Direcția Privatizare Fondului Locuibil A, Direcția Generală Comunii și Reforme, se excluzie.
Ziceți punctul întregime, vă rog. Comisia are următoarea atribuție. Alineatul 1. Examinează dosarele referitoare la privatizarea încăperilor date în locațiuni prezentate de solicitare. Aici era unul. Da? Da. Inițial era prezentate de solicitare la direcție privatizarea fondului unui doar direcție. Chestia asta este prezentate atât în adresa Consiliului, cât și în adresa primarului general. Dar ulterior ei sunt rezervate conform competenței la direcție. Cine se spune votul la amendamentul domnului Vitiu? Cine este pentru, rog să votați. PSRM. Cui Ruslan și Cătii Bazar. Platforma da. Pas. 7. Pene. Un. Pentru. Partidul Democrat. Partidul Șor. 40 de voturi, amendamentul este aprobat. Punctul 6.2. După cuvântul direcția, sintagma privatizarea fondului nelocuibil, era denumirea direcției. Direcția privatizarea fondului nelocuibil, solicităm de a exclude privatizarea fondului nelocuibil și de a obține sintagma de specialitate. Adică o să fie direcția de specialitate. Se supune votul la amendamentul domnului Vitiu. Cine este pentru la secundat? PSRM. Platforma da. Pas. 7 ну, мы им находим землю. Мы убьем, ну, что, блокационе. Беде. Мартидушон. И горка, что если кофе, горка, это не сюда. 36-й год, рамен, это не пропадка. Синтагма, дирекция приватизария фонда Новопридл, все эксклюзии. Чи не есть и Петро Роксоватанца? Против? Deoarece a fost efectuată modificarea unei structuri sau organigramei direcției, și astfel de direcție deja nu mai există o structură. Regulamentul a fost elaborat mai înainte de a fi aprobat. Se supune votul la amendamentul domnului Vitiu. Cine este pentru, rog să votați. PSRM. Platforma da. Pas. 7 pentru. PN. Un. Partidul Democrat, Partidul Șor, 38 de voturi, amendamentul este aprobat. La punctul 6.14, similar, direcția privatizare formulă Google se exclude. Se supune votul la amendamentul. Cine este pentru, rog să votați. PSRM. Platforma da. Pas. 7. Pele. Bun. Partidul Democrat. Partidul Șoar. 38 de voturi, amendamentul este aprobat. Da, și ultimul amendament la punctul 6.16 de regulament. Din textul potrivit modelelor în anexa numărul 3 și respectiv în anexa numărul 4 al regulament, avem sintagma virgul și respectiv virgul să se locuiască cu sau, cuvântul sau. Este vorba anume despre stilistică. În loc, deci, la momentul actual, regulamentul privește în felul următor. Că contractul de vânzare cumpărare, care este întocmit potrivit modelelor din anexa numărul 3 și respectiv în anexa numărul 4. Adică anexele respective trebuie de modele contractului pentru un caz în care se achită valoarea integrală a prețului de privatizare, iar în anexa 4 se achită pe eșalonat. Și se primește contribu să încheiem ambele contracte. Corect este încheiem sau un model al contractului, sau altul model. Dar acela nu e contract de reeșalonare? Nu, este vorba de contract de vânzare în rate. Da, contract de vânzare cu cumpărare în rate. Se supune votul lui amendamentul domnului Vitiu. Cine este pentru, rog să votați. PSRM. Platforma da. Pas. 7. Pele. Un. Partidul Comunist. Partidul Democrat. Partidul Șor. Da, și din anexa... Cu 39 de voturi, amendamentul este aprobat. Din anexa numărul 6 la prezentul regulament se propune excluderea sintagmei sunt sancțiuni aplicate conform articolul 12 și articolul 25 alineat 1 al legii privind la conflict de interese numărul 16 din 15.2.2008, deci, în fapt, legea respectivă a fost aprobată.
Da, dar schimbați cum este acum legea. Noi am prevăzut în textul regulamentului modificările care au fost operate prin legea 133, anume obligativitatea membrilor comisiei de a semna decizia, declarația. Se supune votul amendamentul domnului Vitiuc. Cine este pentru, rog să votați. Pe serimen. 17 pentru. Platforma, da. Pas. 7 pentru. Pe bun. Partidul Comunistă. Partidul Democrat. Partidul Șor. 38 voturi, amendamentul este aprobat. Mai sunt amendamente? Amendamentul, deci sunt în comisia, sunt în Cluj 4 consilieri. Nu, ca... mai întâi amendamentul referitor la comisie, până la componența nominativă. Deci propunerea era fi extindem încă cu 2 consilieri, nu zic să fie exact 8 la 8, să fie sau 8 la 6 sau 6 la 4, să fie să excludem 2 din executiv sau să adăugăm 2 din consiliu. Da, o secundă, domnul. Dar ce înseamnă dumneavoastră excluzit executiv? Doamna Cipană, e exact acel amendament pe care l-a avut fracțiunea PSRM la comisia din organizarea concursului. Domnul Cășcan, din partea raportorului a pervenit o propunere să excludem șefa adjunctă Direcției Generale Economiei, Reforme și Relații Patrimoniale, șefa adjunctă Direcției Generale Arhitectură. Corect, domnul Vitiuc? Da, și în locul persoanelor respective să fie desemnați altă consilieră. Fără arhitectura subarhitectură. Deci excludem 2 de la executiv și punem unul de la 2 de consiliu punem. Ok, dar haideți să mergem pe structură, după asta vom vota nominal deja. Și domnul Vitiuc, vedeți vă rog frumos dacă funcțiile și numele care sunt acolo tot nu sunt după structurile noi. Da, asta era și propunerea mea la aprobarea concurenței, ca să nu mai indicăm denumirea structurii din care parte este delegat. Dar o să mergem doar nominal. Ok, stimați colegi, a venit o propunere să excludem doi membri comisiei, șef adjunctă Direcției Generale Economiei, Reforme și Relații Patrimoniale, șef adjunctă Direcției Generale Arhitectură, Urbanie și Relații Conceale și să suplinim în loc de 4 consilieri, să fie 6 consilieri. Cine este pentru amendamentul dat, rog să votați. Pe serimen. Dacă aveți Roman, pe serimen. Pe platforma, da. Pas. 7 pentru. Bine. Bun. Partidul Comunistă. Partidul Democrat. Partidul Șor. Curnează, dacă este propunem, țin ieșit. Cum ați faci telepolitic? Eu, de când v-ați contat, profesionalism. Cu 39 de voturi, amendamentul este aprobat. Deci, domnul raportor, vă rog, enunțați membrii comisiei de partea executivului. 6, corect? 6. Cornet, așa că zic că noi? Cornet. 6. Cornet, acolo este noi? Nominal, să fie votați membrii comisiei. Domnul raportor. Da, președintele comisiei Inga Ionesi, vicepreședintele comisiei Roman Vitiuc, secretar al comisiei fără drept de vot Ala Gheorghiță, din membrii comisiei Valeriu Bogdan, Olesia Pșenițchi, Gheorghe Dubiță. Da, Olesia Pșenițchi scoate din șeful direcției deja. Nu este stipulat conform funcției, se votează la loc. Este propunerea executivă. Stimați colegi, care sunt votăm aparte executiv sau nu, împreună. Care sunt propuneri pentru consilieri? Propuneri
PSRMS fie Bogdan Dumitru. Nu știu. De partea fracțiunii PAS, Roman Tușhar. A tu să urci mai des. Da. Eu când am invest Cornel, Mietzu. Din partea platformei, da, Dora Șaleona. Cornel și-o să duci, la lumea de zel, nu vei nicăieri. Care mai sunt probute? Încă unul. Da, nedele spate. Victor Mândru, da. Din partea partidului Șor, Burgăgei, Sergei. Domnul Burgăgei, cu părere de rău, domnul Mândru, înainte să o propus. Deci, estimați colegi, sunt din partea executivului, dumneavoastră ați auzit, din partea consilierilor sunt următoare propuneri. Paladiuc Ludmila, Bijonaru Grigori, Cojucar Roman, Dora Șaleona, domnul Pântea și domnul Mândru. Dacă nu mai sunt alte propuneri, se supune votului comisia nominal. Cine este pentru, rog să votați, pe SRM. 18 pentru. Platforma da. 9 pentru. PAS. 7 pentru și felicitări pentru domnul Pântea. 150 a comisiei. Felicitări. Pelea. Bun. Domnul Pântea. Cum votați? Eu mă abțin. Partidul Comunistă. Partidul Democrat. Partidul Șoar. Compania Integrală, da. Auzi, dar nu punem nimic în societate civilă, voi noi ceva acolo. Cu 40 de voturi, comisia nominal este aprobată. Da, domnul Vitiu. Domnule Ionceva, în concretizare, este reprezentant al subdiviziunii competente a Agenției Servicii Publice. Da. Bine, stimați colegi, dacă, stimați colegi, dacă nu mai sunt alte propuneri, se supune votului proiect de decizie integral. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. Platforma da. PAS. E bine, poftiți. PAS, cât? 7. Pe 1. Partidul Comunistă. Partidul Democrat. Partidul Șor. 42 de voturi, proiect de decizie este aprobat. Vă mulțumim, domnul raportor. Vă mulțumesc. Trecem la următoarea proiect de decizie din ordine de zi, numărul 28, cu privire la evacuarea, demularea azilului de câini fără stăpân, construit ilegal, strada Vercești. Domnul Iuri Tesa. Raportor. Ruslan va veni cu amendament. Doamna Aronă. Bună ziua, stimați consilieri. Vă propunem spre atenția dumneavoastră proiectul de decizie cu privire la evacuare de demolare zilului de câini fără stăpân construit ilegal pe strada Mircești. Vreau să vă aduc la cunoștință o mică notă informativă, argumentarea acestui proiect. Proiectul de decizie a fost elaborat având în vedere adresarea colectivă a locatarilor din blocul de locuit Mircești Ocupar 1, și Asociația Agricultorilor numărul 4 cu privire la ocuparea abuzivă a terenului și exploatarea în condiții insalubre. Ca urmare, vreau să vă redau câteva fragmente din petițiile oamenilor. Vă aduc la cunoștință că locuitorii din strada Mercești sunt nemulțumiți de azilul de câini maidanezi construit neautorizat la câteva sute de metri de la casele lor. Ca urmare, se simte un nervos insuportabil, dezastru total, câini care mor și nu sunt îngropați cum se cuvine, cadavrele se descompun chiar în pădure, mulți câini sunt în afara azilului și ne roagă oamenii cât mai urgent să întreprindeți măsurile corespunzătoare. Mizeria predomină pretutindeni, zilnic se ard pe rug sub cerul liber deșeuri și chiar cadavrele câinilor. Proiectul de decizie are drept scop crearea condițiilor de deplasare și odihnă siguranță pentru locuitori în zona pădure parc, în strada Mircești, prin ținerea în condiții salubre și ordine sanitară. Totodată, proiectul de decizie va asigura condiții de întreținere și îngrijire a câinilor fără stăpân,
în această zi. Având în vedere cele spuse, situația dezastruoasă, rog susținerea proiectului respectiv, în care se obligă asociația OVAM să evacueze zilul de câini construit ilegal de pe strada Mercești în termen de până la 1 septembrie, eliberarea terenului proprietate municipală și aducerea acestui în stare inițială. Stimați colegi, puțină liniște și stimă fața de aeroportul. În cazul în care AOVA nu se va conforma prevederilor punctului 1 prezentei decizii, Direcția Generală Locativă și Amenajare va asigura evacuarea tuturor câinilor la necropolă, unde vor fi tratați și sterilizați. Se pune în sarcină pretorii Râșcani să efectueze controlul privind respectarea de către AOVA regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățenii în municipiul Chișinău. Iar în cazul în care AOVA nu se va conforma prevederilor din punctul 1 a prezentei decizii, va evacua, demola azilul de câini construit ilegal în strada Mercești în termen de până la 15 septembrie, domnul Nedelea. Stimați colegi, la oamenii din strada Mercești ne roagă mult să intervenim și să rezolvăm această problemă. Stimați colegi, trecem cred la runda de întrebări. Dacă sunt, dacă nu sunt întrebări, amendamente. O să dăm și amendamente. Dacă sunt amendamente, propun ca bază. Aveți întrebare sau? Da, am vrea să menționez că este avizul Comisiei Locativ Comunală, aviz pozitiv. Da, e clar. Domnul Comaroc, у вас, вы хотите высказаться? Да. Потом домнул Бургуджи. Вопрос. Коллеги, значит, надо сказать, что мы подходим, вот пришла новая команда, вдруг она стала умная и предлагает какие-то варианты решения вопроса с собакой. Мы не стали, мы ее есть. Значит, эти люди, которые занимались этими вопросами, которые любят, они были, они есть, и они в зависимости от ваших решений, они будут. Поэтому, конечно же, было бы правильно, решая любой вопрос, учитывать и вот эти гражданские организации, направлять их, поправлять, создавать условия. И даже когда будут заниматься и муниципалитет, и исполнительная власть, и частники и так далее, вопрос до конца не будет решен. Поэтому просто технически порешала комиссия, как сделать, оно неправильно. Нужно всегда учитывать требования людей, которые болеют за это, которые заняты, их достаточно много, и создавать им условия. Подумайте об этом. Спасибо. Da, noi vom rezolva toate aceste solicitări care au pervenit în cadrul comisiilor, atât buget cât și locativ comunal, prin amendamentele care venim să îmbunătățim proiectul și să aducem claritate cum se vor desfășura lucrurile pentru a rezolva probleme. Da, domnul Borgogi. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Doru, spuneți, vă rog, când piața ultima dată ați fost la Nicrop? Deci ajuns că Ruslan Verbițchi este acolo, este în bord și video. Vreau să prezentați acest proiect de decizie. Noi acum vorbim despre asociația obștească AOVA, care se află pe strada Mircești. Vreau să propuneți, noi să spunem de la asilul respectiv 400 de câini animale, să transferăm la Nicropol pentru tratament. Inițial, proiectul de decizie este sub această formă. Noi venim cu amendamentele care au fost propuse atât în comisie cât și noi venim cu îmbunătățirea proiectului și Ruslan Verbițchi va enunța aceste amendamente pas cu pas cum vom planifica această situație. Знаете, я посетил Некрополь и видел, в принципе, количество животных, которые содержатся в настоящий момент в Некрополе. Если понимать сейчас сроки, когда эти животные будут перемещены и как бы адаптированы уже к окружающей среде, я понимаю, что 400 животных в настоящий момент не потянет Некрополь. Да, это должно быть как-то последовательно, каким-то меньшим количеством, потому что вы предлагаете демулария и закрытие этого приюта, и при этом перемещение этих животных в Некрополь. Но в настоящий момент я хочу вам сказать, что в Некрополе более 800 собак. Он и так переполнен, он не готов сегодня принимать еще дополнительное количество животных. Но интеллектуально, господин Арбис, для чего мы вернем по субботам? Прима этап идентификации терена, или на второй этап, если вы все зависит уже
уже тогда от ваших изменений и поправок мы уже примем решение. Domnul Burduce, vin cu clarificare. Dumneavoastră aveți absolută dreptate. Nimeni nu vorbește de mutarea totală sau îndată a tuturor 400 de câini. Pentru că asta, într-adevăr, asta nu este un câini, nu sunt 10, nu sunt 20, dar sunt peste 400 de câini. Deci, într-adevăr, nimeni nu pune sub semnul întrebării ce ați spus dumneavoastră. Nu îi vom duce pe toți odată și pe toți odată, hai, treptat asta se va face. Pentru că această problemă este de mulți ani și ea treptat va fi rezolvarea ei. Desigur, voi veni cu amendamente, cum și-a spus doamna Leona Doruș, dar când voi veni... După ce va fi votat, da, dacă doriți, noi putem acum să enunțăm pașii care le-au propus. Doamna Silvia. Silvia Gregorie, foarte serebit. Doamnă Doruș, eu n-am văzut nicio reacție a domnului Caruganu, care este șeful direcției ocrotire și drepturilor populației canine, nu știu cum se cheamă direcția asta lor, cu toate că el ar fi, în primul rând, el de fapt trebuie să fie și lângă dumneavoastră și să spui părerea lui. El a fost acolo în comisie, el din decembrie, eu am văzut o scrisoare în documente care le-ați trimis pe poștă, în care domnul Burduce îi dă poruncă ca să se ocupe de acest azil la Ova și să dăie niște hotărâri, niște rezolvări. De ce el nu este astăzi aici? Una la mână, prima întrebare. Doi, această asociație a apicultorilor. Spuneți, vă rog, ei au dreptul să îngrădească aceste 3 hectare, să facă case acolo? La prima întrebare nu pot să răspund. Trebuie să vă răspundeți dumneavoastră, veniți cu așa o întrebare, și sunteți mai mare specialist decât Carlo Lugano? El, de fapt, trebuie să fie. Lugano se ocupă de... Nu, el se ocupă de toate problemele. Nu, la noi nici nu. Diviziunile care aparțin primăriei și noi. Eu știu că el are alte reacții la această problemă și altă părere totală. Este o asociație obștească. Vă rog să-l chemați pe Carlo Lugano aici. Tom Tarmaci, eu rog ca să fie chemat Carlo Lugano aici, cât mai repede. În privința asociației apicultorilor, spuneți-vă, cu ce trebuie să ocupe acolo de aceste 3 hectare de pământ? Pentru ce le-am dat aceste 3 hectare de pământ? Ești desfășoară activitatea. Care activitate? Sunt stupi. Care activitate? Ei au dreptul să parceleze acest pământ? Au dreptul să facă case? Case, cred că nu au dreptul. Dar să parceleze, au dreptul să-l dă în subarendă, au dreptul? Ei fac acest lucru. Ei fac acest lucru și vă rog pentru protocol să facă direcția funciară și direcția audit, să facă o comisie, să ducă control acolo, să vadă cum se îndeplinește decizia Consiliului Municipal de 2018 și cu ce se ocupă acești apicultori acolo. Vă rog mult. Da, vă mulțumim, doamna Silvia. Da, gospodin Kremenko. Уважаемые коллеги, стимати колеги, vă rog liniște. У меня вопрос, а потом очень коротенькое госпредложение, проекту решения. Скажите, пожалуйста, Алена, вообще известно, все мы с вами знаем, что придет время, когда мы уйдем в мир иной, но при этом продолжим свою жизнь в растениях, животных, птицах и так далее. И вот представьте, вы стали такой симпатичной баллоночкой, которая жила где-то у кого-то у людей дома, а ее взяли плохие люди, выгнали на улицу. А другие хорошие люди приютили эту баллоночку у себя в приюте, лелели ее. А потом пришли какие-то тети, дяди, муниципальный совет, который будет тогда говорить, выгнать ее нафиг на улицу. Как вы будете себя чувствовать? А вы видели, в каких условиях та баллоночка сидит? Поэтому у меня второе уже предложение. Мы с вами должны этой баллоночке создать условия. Это не куда-то перевести, где и так плохо. Мы обязаны дать земельный участок. Более того, мы обязаны принять решение материально помочь им его обустроить. И помнить о том, что каждый из нас может быть когда-то баллоночкой. Я думаю, надо идти. Я предлагаю, значит, проект решения записать такой пункт, поручить администрации в течение месяца
изыскать возможность выделения земельного участка для переноса туда. Давайте мы перейдем. Да, я уже это делаю, пожалуйста. Димас Кулевич, sunt mai multe întrebări și de asta depinde cum va fi votat de bază. Haideți să ascultăm atunci amendamentele care vine sau în această situație. Nu, mai bine să ascultăm amendamentele, de asta depinde cum va vota de bază. Doamna raportor, avem în vedere că dumneavoastră sunteți raportor, poate dumneavoastră enunțați amendamentele care sunt și de acum, când ați trece la runda de amendamente, dacă noi acum să ascultăm toate amendamente, să fie caută. Uitați, noi venim cu două amendamente. Una, se pune în sarcină direcție locativ comunale și direcție arhitectură și urbanism, identificare terenului până la data de 1 octombrie sau 30 octombrie. Așa. Și construcția volierilor din fondul AOVA. Asta primul amendament. A doilea. În cazul în care AOVA refuză sau nu are finanță referitor de a construi volierile pe terenul identificat, Direcția Generală Locativ Comunală va prezenta un calcul privind contul volierilor Direcției Finanțe până la elaborarea proiectului de decizie de rectificare a bugetului și de gestionarea zilului va trece la Direcția Locativ Comunală. Aceste două amendamente. Da, господин Комунал. Deci, этим amendamentem мы видим, что вы всю ту группу лиц, которая занималась собаками, там не одна организация, а несколько, вы их технически тихонечко отстраняете. Потом вы демонстративно дадите одно-два места им, чтобы успокоить общественность. Это недопустимо. Значит, нужно создать условия и выделить места для этих организаций. Значит, решить с ними, чтобы они сказали, что да, они довольны. Чтобы они, те люди, которые занимались этими собаками и кошками и так далее, сказали, что да, именно так правильно, чтобы они были загружены. Да, за ними должен быть контроль, да, они должны быть подведомственны. Но вот так вот ограничить всех под видом благого дела, чтобы мы выделили участок. И я не закончил. Значит, вот так дурить людей недопустимо. Давайте мы создадим условия для этих организаций, посоветуемся, выделим деньги, и пусть они занимаются. Под контролем. Partidul Comunist. Partidul Democrat. Partidul Șor. Partidul Șor. Cu 40 de voturi, proiect de decizie ca bază este aprobat. Amendamente. Domnul Rădăcin. Da. Primul amendament. Punctul 2. Se pune în sarcină Direcția Locativ Comunale și Direcția Arhitectură și Urbanism identificarea terenului până la data de cât vinim? 30 octombrie, normal? Până la 30 octombrie și construcția volierilor din contul AOVA. Partidul Comunist, Partidul Democrat, Partidul Șor, Partidul Șor, господин Кремлев.
40 voturi, amendamentul este aprobat. Următor amendament. În cazul în care AOVA refuză sau nu are finanțe pentru construcția volierilor pe terenul identificat, Direcția Generală Locativ Comunală va prezenta un calcul privind construcția volierilor Direcției Finanțelor până la elaborarea proiectului de decizie de rectificare a bugetului și gestiunea zilului va trece la Direcția Locativ Comunală, dar cu condiția ca o persoană de la AOVA să fie angajată în cadrul instituției. Cine este amendamentul domnului Verbescu? Cine este pentru, rog să vă dați. Pe SRM. Platformă, da. Nu. Pas. Pile. Bun. Partidul Comuniștilor. Partidul Democrat. Partidul Șor. Господин Болгучев. Господин Болгучев. Господин Кривенко, да? 38 депутатов, амендаментов есть апробат. Да, ну, да, да, но... Тут он амендамент. Да, господин. Идентификат локул, сурса, pentru construirea unui centru de sterilizare. În cadrul institutului... Da, da. Bine, cine este pentru, rog să vă dați. PSRM. Forma, da. Pas. PL. Partidul Liberal. Bun. Partidul Comuniștilor. Partidul Democrat. Partidul Șor. Mai am un amendament. O clipă. 38 de voturi, amendamentul este aprobat. Da, domnul Verbescu. Ultimul amendament. Evacuarea și sterilizarea câinilor va fi înfăptuită doar după identificarea terenului și construcția volierilor. Amendamentul domnului Verbescu, cine este pentru, rog să vă dați. PSRM. Platforma, da. Pas. Pas. Trei. Încă o dată, pe SRM, câți? Pe SRM, câți? 19 pentru. Platforma, da. 9. Pas. 3. Pentru. 1. Partidul Comuniștilor. Partidul Democrat. Partidul Șor. 39 депутатов, амендамент есть апробат. Да, господин Клименко? Если бы утвердили поправки, то тогда логично исключить пункт 1 этой дичизии, потому что этот пункт устанавливает сроки эвакуации животных до 1 сентября. Значит, тогда его надо убрать, данный рапорт. Потому что эти сроки будут смещены существенно. Данный рапорт. Судя по форту, запуск на аминаменте. Да, видите. Все супоним воту аминаменту домного кремента. Чинь есть и петру, рог салата. Спасибо, ремень. Без ремень. Домный Григорий, без ремень. Платформа, да. Наука. Пас. Пас. Пиле. Дуана Херцев. Бун. Партиду Коммунистов. Партиду Демократ. Партиду Шор. Третий шоп депутат, амендаменту есть апробат. Алти амендаменте. Так, ну, СНТ, алти амендаменте. Se supune votul proiect de decizie integral. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. 19 pentru. Platforma, da. 9 pentru. Pas. Pile. Bun. Partidul Comuniștilor. Partidul Democrat. Partidul Șor. 38 de voturi, proiect de decizie este aprobat. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Domnule, este cel mai bun. Următorul subiect din ordine este subiectul numărul 29, cu privire la implementarea proiectului Tișeu Solide,
Алла Мэнса. Deci eu spun așa, domnul și cum atenție trebuie la asta, proiectul deciziei Consiliului Municipal Chișinău cu privire la implementarea proiectului deșeuri solide cu suportul Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare și Băncii Europene de Investiții. Nu o să citesc aici baza legală și nu o să conving pe nimeni, pentru că cred că toată lumea este conștientă de necesitatea luării unor decizii serioase și de principiul de investiții în sectorul deșeurilor solide pentru municipiul Chișinău, dat fiind faptul că suntem cei mai mari producători de deșeuri din țara noastră și foarte mult timp nu s-a luat o decizie comprehensivă pentru soluționarea problemei deșeurilor solide din Chișinău. Aceasta este o decizie de principiu, este un fel de aprobare de intenție prin care primăria municipiului Chișinău și în partea relevantă de prindea municipală regia autosalubritate va avea dreptul să înceapă negocierile cu banca cu BERT și BI în fiecare în partea relevantă privind încheierea acordurilor necesare pentru implementarea proiectului deșeuri solide în Chișinău. Doamna Rămâne, având în vedere cei care sunt mai interesați, ascultă și așteaptă, cunosc subiectul și așteaptă să pună întrebări, poate totuși trecem la runda de întrebări. Dacă sunt întrebări, doamna Ina. Foarte corect. Lanțul managementului deșeurilor este foarte complex și are foarte multe sectoare incorporate în el. Ceea ce ne dorim noi este o decizie de principiu prin care prin municipalitatea să intre într-un proces de negociere în baza documentelor care s-au făcut acum să investim în sectoarele în care trebuie să investească primăria. Asta este poligonul de la Țințăreni. Asta este închiderea gunoieștii uzinilor 112 Ciocana, așa se numește corect în parte. Asta este procurarea a tuturor, a întregii flote, dacă pot spun așa, de auto speciale pentru trebindea municipală, autosalubritate, ca să poată face față la toate tipurile de probleme, de drumuri, de suportit tot acest aspect. Aceasta este renovarea stației de transfer, aceasta include, dat fiind faptul că acest proiect deja de 2 ani el a fost elaborat, studiul de mediu, toate lucrurile astea s-au produs, deci s-a ajuns într-un moment în care deja se negocia propriu-zis sumele de unde trebuie să vină partea de BI de la guvern. Primăria, între timp, a investit într-adevăr în auto speciale, dacă nu greșesc, au cumpărat 12, s-a cumpărat stații de tratare ale gatului la Țânțăreni și la uzinelor, dar asta pe departe nu este de ajuns pentru ca să închidem acest lanț. Ceea ce spuneți dumneavoastră se află în segmentul din mijloc. Iată, de momentul în care s-a ajuns gunoiul la stația de transfer, ce se întâmplă mai departe și cine investește în acest domeniu? Cum sortează? Cine sortează? Primăria, parteneriat public-privat. Eu aștept foarte mult ca grupul de lucru care e format din consilieri să vină cu o soluție, să dă răspuns ce facem în segmentul din mijloc. În
ceea ce ne dorim noi și sumele exacte în care le vom determina deja la momentul negocierii. Și nu văd o problemă să participe toți cei care doresc în procesul negocierii cu banca, să vedem, să scoatem tot ce s-a investit, că dacă avem stații tratare legate, nu mai cumpărăm alta, facem alte lucrări. Și respectiv, ca să avem sumele exacte și plus mai avem nevoie de această decizie, pentru că acești bani de la BERC și BI, e ca pachet bancabil, sunt disponibili pe data de 4 septembrie. Deci noi trebuie să dăm un răspuns de principiu. Are nevoie municipiul Chișinău de o armată de autospeciale pentru autosalubritate ca să putem lua toate tipurile de gunoi de peste tot? Sau nu? Trebuie să investim în țânțăreni ca să devină această gunoiște care să respecte regulile sanitare și cerințele Uniunii Europene sau nu? Iată, asta ne dorim de principiu. Pe segmentul care a spus dumneavoastră, avem nevoie de o decizie a grupului de lucru ca să vedem cum facem și cum mișcăm mai departe. Sumele inițiale, m-ați întrebat de sumele inițiale care eu le-am găsit în proiect inițial negociate, era 9 milioane de euro BERT, 9 milioane de euro BI și grant 5P de 5 milioane de euro. Acestea sunt sumele care le-am găsit în proiectul care s-au făcut în baza studiului de fezabilitate, în baza studiului de mediu de atunci. Asta nu înseamnă că noi atât cu atât trebuie să ne promutăm. Noi trebuie să revizuim toate aceste sume și determinăm exact de cât avem nevoie. În domeniile de care v-am spus, nu se referă la sortare și la asta, pentru că astea au domeniu care probabil consilierii pot lua orice decizie. Să continui cu partenerul actual de sortare, să facem un parteneriat public-privat ca să deschidem poarta la mai mulți care au posibilități financiare să facă investiții serioase. În general, toate investițiile în deșeuri, în prelucrare și în management deșeuri sunt foarte costisitoare. Dar cred că a venit timpul ca municipiu să facă lucrul ăsta și să rezolvă probleme. Pentru că avem numai situații de iată, arde gunoi ăștia și așa o să întâmple permanent, pentru că ea nu corespunde cerințelor europene de mediu și numai europene, cât nici naționale. Bine, vă mulțumim. Alte întrebări? Mai e posibil încă o întrebare? Deci aici, în proiectul de decizie, renegocierea contractului, vom face autosalubritatea să... Primăria cu autosalubritatea. Dar primăria cu autosalubritatea în parte, pentru că acolo noi mi-a făcut, avem o dorință de dată în fapt cu guvernul, 2 ani în urmă, încheiat un acord și cumva a dat acordul ca să se împrumute la Banca Europeană de Investiții pentru proiectul cel mai mare cu deșeuri solide. Și a fost o corespondență și între Guvernul, Ministerul Finanțelor și BI și s-a creat atunci că Guvernul ar trebui să o parte din banii ăștia să se crediteze și să-i ofere înapoi primăriei, că noi, de exemplu, din banii ce îți putem investi aici, asta tot e de mers, că noi l-am făcut și așteptăm, poate se va mișca și să avem succes. Dar aici, eu cred că formatul de negociere e o chestiune care se rezolvă. Deoarece autosalubritatea este un mic segment din tot managementul deșeurilor. Și de aceea, dacă ei vor participa la acea negociere și normal că ei vor trage pentru ei, numai pentru colectare. Dar noi trebuie să avem, în primul rând, educație la fel a cetățenilor ca să colecteze separat. Pe urmă, sortarea. Și mai departe. De aceea, părerea mea trebuie autosalubritatea expusă și inclus în coordonare cu grupul de lucru care este constituit tot de primar prin dispoziție. Deoarece chiar nu înțelegem de ce până s-a instituit un grup de lucru, nici nu s-a consultat cu grupul de lucru acest proiect de decizie, s-a pornit ceva separat total o procedură. Și eu știu ce dumneavoastră vreți să spuneți, grupul de lucru are alte însărcinări. Nu, exact, eu n-am văzut prioritățile grupului de lucru, doar sortarea. Grupul de lucru este tot managementul deșeurilor. Iată, Ina este membru acestui grup de lucru și poate să ne confirme că acolo este elaborarea unei strategii privind managementul deșeurilor este însărcinarea. Și nu-i sortarea, nu-i depozitarea. Deci e întreg proces de management al deșeurilor. Doamna Herță, întrebare? Da, deci întrebarea mea am sunat fel următor. De fapt, acum suntem în situația în care rezultatul unei munci enorme, de acum câțiva ani, urmează să fie materializat.
Deci, fracțiunea PL va susține acest proiect de decizie și va depune tot efortul ca lucrurile să se miște. În 2017, aprilie 2017, a fost făcut un studiu, dacă nu greșesc, de către Berna, în care sunt prevăzute și opțiunile de finanțare, da? Direcție, hai să spunem așa, de finanțare. În proiectul de decizie cu care veniți dumneavoastră, este menționat că în termen de 3 luni, primarul general urmează să înainteze Consiliul Municipal, primarul general, nu autosalubritatea, da? Punctul 3. Păi da, autosalubritatea în, tot acest, în toată această situație și în tot acest lanț are o contribuție sau nu? Responsabilitatea conform legii 436 de gestionarea deșeurilor este a APL-ului. În municipiul Chișinău, de către APL a fost înființată întreprinderea autosalubritatea care gestionează acest deșeur. Deci, respectiv... Autosalubritatea gestionează deșeurile în mărimea în care poate să-l gestioneze, pornind de la tariful care este. Absolut corect. Întrebarea mea este, dacă în punctul 3 este stabilit că primarul general în termen de 3 luni urmează să vină, să înainteze concept privind destinația acestor surse. Pornind ce se concordurile propriu-zis cu tarife, cu dobânzi, cu... Exact. Dar pornind de la situația cu 3 luni... Și de la faptul că, da, noi multe lucruri urmează să venim cu un raport. Există, în general, vreun concept că, da, stația delegat nu mai este nevoie să se regăsească în acel pachet, că construcția drumului către Țânțării nu trebuie să fie, etc. Un concept general este ce ne dorim noi să facem de banii ăștia, în linii mari, dacă da, există. Da, există. Noi și-am calculat aproximativ și încercăm să găsim modalitatea în care să păstrăm cât mai mult suma din grant, să micșorăm primărie, să se împrumute cât mai puțin, dar să aibă cât mai mult ca să pot să facă un volum de lucru cât mai mare. Și noi am calculat, dar acum e foarte prematur, dacă vă spun acum că inițial erau 23, acum 19 și 2, sunt niște cifre care le-am calculat noi împreună cu Direcția Locativ Comunală, care e responsabilă de domeniul, da, de document în general. Dar ca idee, ca idee, în acest segment de gestionare a deșeurilor, de aspectul ce ține de sortare, există sau nu există o inițiativă, o idee din partea executivă, adică o viziune? În planul inițial, când s-a discutat despre aceste sume și acțiunile care au fost incluse, există un punct într-adevăr care e și bugetat, care este pe partea de primărie și de investiția primăriei, care se numește investiția într-o linie de transfer și bugetat, pot să vă spun acum, cu 990.000 de euro, deci aproape 1 milion de euro. El este. Acum, municipalitatea, de cum un acord trebuie să decide. Primăria poate vrea autosalubritatea sau oricare altă formată în care decide. Putem îl lăsăm noi acest lucru la latitudinea primăriei. Putem noi financiar, logistic, tehnic să facem lucrul ăsta sau grupul de lucru să ia alte decizii. Unul, nu știu, continuă partener cu care sortează acum un anumit volum de deșeuri sau deschide poarta pentru un parteneriat public-privat sau orice altă formă de investiții pentru toți cei interesați și companii mari care pot să investească și sorteze toate felurile de deșeuri. Există. Deci, în proiectul inițial, într-adevăr, există o sumă bugetată pentru linie de sortare care e la noi în contextul acela. Solicitarea noastră ar fi ca atunci când va fi prezentat raportul grupului de lucru, să vă pregătiți și voi, hai să spunem așa, executivul, să veniți și voi cu un punct de vedere. Pentru că noi trebuie să notăm în aceeași barcă și să avem același scop să... Ok? Da. Bine, stimați colegi, dacă nu mai sunt întrebări, se... Da, dacă termin. Întrebare sau amendamente? Întrebare și după care amendamente, după ce vă dăm răspuns. Da, deci întrebarea mea ține de grupul de lucru. Deci se întrebând de faptul că grupul de lucru care a fost creată inițiativa domnului primar are, într-adevăr, ca și rol elaborarea programului local de gestionare a elaborarea programului local de gestionare a deșeurilor municipale solide, noi propunem ca acest grup de lucru în continuare să fie inclus în negocierea acestui contract, ori identificarea acelor activități care să fie incluse în contractul B și B. Și vreau să zic că în
autosalubritate nu este gestionar dacă noi vorbim despre managementul integrat al deșeurilor în menajere solide, pentru că, așa cum am spus de la început, noi să avem și operatori care prestează servicii de colectare, transportare deșeurilor, depozitare, depăcare, sortare deșeurilor, incinerare deșeurilor și fermentare deșeurilor, compostare. Noi să avem mai mulți operatori în acest lanț al managementului integrat al deșeurilor în menajere solide și tabloul va fi foarte complex. Deci el nu este unicul gestionar. El este o veringă absolut corect, dar în cazul ăsta se împrumută autosalubritate pentru că serviciul de colectare a deșeurilor, așa cum este legea la moment, e prevăzut de legislația noastră, noi n-am externalizat. Noi avem o întreprindere municipală la care suntem fondatori și ei oricum trebuie să facă lucrul ăsta. De acasă, gunoiul de la Tomberon îl ia autosalubritate și respectiv, ei sunt o verigă foarte importantă în acest segment. Ceea ce a spus dumneavoastră este mult mai larg, noi nu putem spune că sarcina autosalubrității să gestioneze chestiuni complex cu post, cu multe alte. Asta e mai mult decât atât. Dar sunt verigile de transportare, de mașini, de întreținerea gunoișilor care sunt în responsabilitatea lor directă. Și atât timp cât serviciul ăsta e serviciul municipal pentru care oamenii plătesc taxă, noi trebuie să investim ca el să fie așa cum trebuie. Da, și vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă e posibil în acest proiect să discutăm amenajarea celor 500 de platforme, cel puțin de colectare a deșeurilor, separat, în municipiul Chișinău, pentru că noi înțelegem că 500 le avem, într-o formă care nu ne satisface în un moment, pentru că noi înțelegem că o platformă adună foarte mult gunoi în jurul ei și noi vrem să ne depărăsăm de ele în timp. Dar mai avem nevoie de alte cel puțin 500 de platforme în municipiul Chișinău și dacă vorbim despre municipiul Chișinău, atunci cred că operatorul are să vrea să asigure și suburbiile municipiului Chișinău cu serviciu. Deci noi să avem de extins serviciul nostru și de construit mai multe platforme de colectare separate. Deci noi aș vrea ca autosalubritate. Le facem, noi le-am amenajat din banii Fondului Ecologic Național. Acele platforme pe care le avem acum și în continuare să le asigurăm de aici. Și vroiam să vă întreb dacă 9 milioane, plus 9 milioane despre care ați vorbit dumneavoastră, sunt din acel acord care a fost negociat de Guvernul Republicii Moldova cu Banca Europeană de Investiții. Deci banii vor veni din acel loc sau asta este un loc separat. Ca să înțelegem ce putem să facem și de acolo, pentru că la spusele reprezentanților Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, nouă ni s-a comunicat că noi putem să accesăm și banii de acolo, regiunea 4. Și să vizualizăm regiunea centru. Da, regiunea centru. Da. Vizualizăm Țânțărenul ca un poligon regional, respectiv aici trebuie să purtăm negocieri. Asta se referă numai la Banca Europeană de Investiții, ceea ce ține de BRD separat, împrumut cu primăria, dar de la BRD dreptate, într-adevăr, este suma aceea mare. A fost un acord de principiu pe care guvernul s-a angajat să se împrumute de la BI cu 100 milioane de euro pe proiecte separate. Din astea am înțeles că s-a debursat, s-a dat acordul pentru 20 sau 25 de milioane, din astea 20 era atunci discuția și din corespondența care am găsit-o eu e ca aceste 9 milioane să fie pentru municipiul Chișinău. Da, stimați colegi, soleg, de liniște, da, vă mulțumim, doamna Ala. Deci, având în vedere că v-ar veni propunerea sunt amendamente, se supune votul proiect de decizie ca bază. Cine este pentru, rog să votați. PSRM. 19 pentru. Platforma da. Sau, заходила здравствуйте, ложись здрав. Пас. Билет. 2-5. Он. Буду первым. Партия коммунистов. Партия демократов. Партия шо? 38 de voturi, proiect de decizie ca bază este aprobat. Amendamente, vă rog. Da. Mulțumesc. Deci se propune un amendament pe includerea grupului de lucru în negocierea acelor activități care pot fi agreate de către primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană de Investiții. Ca grupul de lucru să fie parte componentă în negocierea listei de activități care sunt agrează să fie comunicate. Doamna raportoare, comentarii. Grupul de lucru eu am deschis anul. Deci sunt 11 persoane.
executiv și membri asociației. Președinte grupului de lucru. Doamna, nu este președintele. E ceva mai mare de ramură, președintele. Asta e celălalt. Eu văd că aici sunt câte doi consilieri de la Ficaris. Da, spuneți care sunt consilierii pe lucru. Avem fracțiunea PSRM, PSRM Svetlana Popa, Alexandru Bodnarenko, de la FAS sunt Ina Coșeru și Dumitru Ivanov. Asta e grupul de lucru pe sortare, dar eu vorbesc despre grupul de lucru care a fost creat la inițiativa domnului primar. Prin dispoziție? Poate totuși merge pe formula că președinte grupului de lucru... Dar zice primarul de ramură și nu știe cineva din consilier. Da. Dumneavoastră propuneți viceprimarul, eu propun să fie viceprimarul de ramă, care oricum e responsabil și de asta și de celălalt grup de lucru. Și el ați venit cu raportul către grupul de lucru. Deci să fie delegați trei reprezentanți care vor fi delegați de grupul de lucru. Să fie un consilier, un reprezentant societate civilă, o persoană de executivă. Ca doamna Coșelu și doamna Chiar. Poate voi unul și vă noi. Și voi Chiar. Și eu gen Camici, sunt tot ce se vede aici. Bine, stimați colegi, propunerea doamnei Ina Dușan. Încă o dată propunerea. Da, deci propunerea să fie inclus reprezentanții din partea consilierilor, societății civile, în negocierea... Nominal, cine sunt? Ușor Ima, Veronica Herța, Eugen Camici. Da. Se supune votul la amendament doamnei Ina Dușiru. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. 19 abține. Платформа, да. ПАС. 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 Кумфутация. Пиле. ПУН. Партиду коммунистов. Платформа, да. Партиду демократ. Ши партиду шо. Он с президентом до ушапки обценили. Амендамент он увез на много на номере часа не будет. Алте амендамент? Да, спать это начал твил формулат амендаменту. Трей репрезентант делегаз де către групу де лукру конституит при диспозиция примару и стат. Ши групу де лукру са делеги и атунч пи урма. Са ну фи интерпретер. Он, алту, Се супуни ботулы амендамент удобную Кужухарь. Чи не есть пентру, урок саботаж. Песереме. Платформа да. ПАС. Пеле. Пун. Партиду коммунистов. Партиду демократ. Партиду шоу. Cu 30 de voturi, amendamentul este aprobat. Alte amendamente? Dacă nu mai sunt alte amendamente, se... Nu, acolo grupul de lucru a se divergi. Având în vedere că nu mai sunt alte amendamente, se supune votul lui proiect de decizie integral. Cine este pentru, rog să votați. PSRM. 19 pentru. Platforma da. PAS. PAS. PNL. Пункт. Партиду коммунистов. Партиду демократов. Партиду шо? Обценили. Cu 36 de voturi, proiectul de decizie este aprobat. Vă mulțumim, doamna raportor. Domnul Grigore, dumneavoastră președinte. Da, domn primar. Da. Stimați colegi, eu vă vreau un pic atenția dumneavoastră, dacă este posibil, am două mesaje să vă comunic. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru suportul acest proiect important. Urmează să ne ducem aceste lucruri. Cu banca am zis, acolo nu este miere, nu este microloșie, nu este acolo, sunt deșeuri, trebuie să ne ducem dur, nu știu cum este. Dar asta este ideea că trebuie să negociem și să rezolvăm problema asta odată și pentru totdeauna, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri de
ocazia seminar, trebuie să-ți doresc multă, multă sănătate, să vă doresc bucurii la cei dragi, să vă doresc cariera politică, așa cum vă doriți dumneavoastră și dar lucruri pozitive. Să ne se întâmple tuturor și să aveți parte de o echipă consolidată extraordinară. Sincer, am o carte foarte bună a Iuriei Colesnic și nouul nostru necunoscut. Nu știu dacă ați citit-o, este o carte foarte bună și cred că ar putea să fie un audit la mine. Da. Spun că cu mai serios, mai semnificativ în această perspectivă din punct de vedere a încărcăturii funcționare și organizaționale. Eu astăzi am primit ultimele rapoarte și urmează să fie perfectat procesul de verbal de analiză de la ce le-a întâmplat de la Țânțăre, referitor la administrația Lausului. Și vreau cu toată sinceritatea să declar că odată ce am recomandarea procesului verbal, eu știu care sunt discuțiile la acest nivel, pentru că am primit rapoartele pe intern, am primit rapoartele de la SPI, am primit rapoartele de la situații de urgență. Și în acest context vă anunț că voi solicita demisia domnului Axinter din funcție și voi propune inclusiv Consiliul Municipal Chișinău acest subiect pentru ordine de zi în 2011, dacă acceptați dumneavoastră, cu toate anexele și cu toate procesele de parte în această perspectivă. Asta e cu... Deci, vă mulțumesc. Da, vă mulțumim, domnul primar, domnul Dobori. Da, domnul Dobori. Ține pe Seremia, cele pauze 30 de minute. Da, doar o mică remarcă, vă rog frumos. În sfârșit, munca platformei, da, și la adunarea aceea care a fost în cadrul Consiliului Municipal și a fost acordat votul de necredere, votat de către consilierii municipali, referitor de domnul Axentiev, în sfârșit am fost auziți și vă mulțumim, într-adevăr, domnul primar, că m-a ascultat și uneori de propunerile platformei, da. Este de Partidul Democrat? 1. Partidul Ușor? 2. Da. 28 consilieri în sală propun să trecem la următorul subiect din ordinea de zi. Subiectul numărul 30, domnul Cojuhar, vă folosesc. Domnul președinte, cum am văzut dumneavoastră, ați făcut observații cu colegii noastre, de ce întârziați? Coleg, mă scuzați. Vă mulțumim. Stimați colegi, în baza amendamentelor votate în cadrul Consiliului din 28 iulie, a fost modificat proiectul de decizie anterior propus. Inclusiv au fost introduse toate amendamentele care au fost votate în Consiliu și este propus spre vot proiectul de decizie privind aprobarea regulamentului, privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale. Dacă nu sunt întrebări, se supune votului ca bază. Se supune votul în proiect decizii ca bază. Cine este pentru, rog să votați. Pe Seremia. Pe Seremia. 21 pentru. Platforma da? Nu este. Pas? 6 pentru. Pele? 1 pentru. Pun? 1 pentru. Partidul Comuniștilor? Partidul Democrat? 1 pentru. Partidul Ușor?
Cu 32 de voturi, proiect de decizie ca bază este aprobat. Amendamente? Da, stimați colegi, urmează doar în punctul 1, colegul domnul Bondarenco a observat, sintagma Consiliu se substituie cu sintagma Comisia. Este în drept să contracteze experții independenți cu coordonarea Consiliului Municipal. Încă o dată punctul 1. Deci punctul 1 din regulament. Din regulament. Modul de organizare a concursului. Și a rămas Consiliul, dar e Comisia. E o greșeală tehnică. Domnul. Sau excludem în deopște sintagma poate să contracteze experții. Corect. De la textul. În scopul asigurării până la sfârșit e exclus, că asta el se referă la întreprinderea. E poate și fiși de către comisie făcut cu coordonarea Consiliului Municipal Chișinău, dar dacă insistați, nu vă doriți asta. Se supune votul lui amendamentul domnului Cujucari. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. 21 pentru. Platforma da. PAS. 6 pentru. PL. Bun. Bun, motor. Doi nu participă. Pele, abținere, da? Nu participă Pele. Partidul Comuniștilor. Partidul Democrat. Partidul Șoar. Doi pe. Am ușa să votăm. Alte amendamente? Da, deci este nevoie de aprobat comisia nominală. Deci comisia nominală nu este... Este nevoie de 5 consilieri și încât de 5 persoane supleanți. Deoarece au fost introduse niște amendamente care necesită de membri comisiei supleanță. Nu. Deci nu au fost colegii voștri... Șapte persoane. Da, dar să fost amendamentul domnului Bondarenco cu supleanță în caz de conflict de interes. Da, bine, stimați colegi. Dați să votăm atunci, da, nominal și după asta supleanță. Supleanță. Da, de acord. Deci e nevoie de 5 consilieri. 5. Da. Deci, la propunerea doamnei Eugenie, ca să fie votat numărul membrilor comisiei, doamnă Eugenie, este votat ca bază. El nu trebuie să fie votat. Ca bază. Gata, ca bază s-a votat 8 membri, dintre care unul cu fără drept de vot, și 7 membri, dintre care sunt 5 consilieri municipali. Da, bine, stimați colegi. Domnul președinte, eu asta am vrut să precizez, ca să înțeleagă întreg Consiliul. Componența după număr e de 7 persoane cu drept de vot și secretarul a 8-le fără drept de vot. Nominal de făceți ce vreți. Da, deci, stimați colegi, având în vedere că sunt în comisia sunt 5 consilieri, care sunt propuneri referitor la nominal? Domnul președinte, Partidul Socialiștilor propune pe domnul Eugenie Alexandru, și al doilea consilier pe Genaru Grigore. Fracțiunea PAS propune pe Alexandru Trupca. O secundă. Din partea mea... Fracțiunea PAS îmi propune pe Alexandru Trupca. Bine. Încă două locuri. Alte propuneri? Doru Șanion. Doru Șanion. Alte propuneri? Deci sunt două propuneri, domnul Tofilat și domnul Pântea. Я сейчас
haideți să facem în felul următor. Deci, stimați colegi, doamna Gea, stimați colegi, având în vedere că au fost propuse următoarele candidaturi, să asupun votul comisia nominal integral. Prima, doamna Ingo Ionesi, domnul Ilie Ciban, doamna Eugenia Ciumac, fără drept de vot, consilier municipal Agenii, domnul Agenii, domnul Bijenar, domnul Trupca, doamna Doraș, domnul Tofilat, și dacă nu trece, înseamnă că alte... Tu apântea de acum n-are loc, că sunt 5 consilieri. Deci, se supune, stimați colegi, haideți să spunem asta. Dacă nu, cum le-ați numit de ștar de vot, vedem alte modificări. Deci, se supune votul, amendament cu următoare componența comisiei. Doamna Inga Nese, domnul Ilie Ciban, doamna Eugenia Ciumac, Ciumac fără drept de vot, domnul Agenie, domnul Bijenar, domnul Trupca, doamna Doroș, domnul Tofila. Cine este pentru, rog să vă scuzați clip. Sintagma fără drept de vot nu este. Secretarul va fi fără drept de vot, dar deja era discuție că doamna Ciumac e cea mai potrivită pentru secretar. Bine, mă scuzați, fără sintagma, fără drept de vot. Deci, doamna Ingo Enes, Ilie Ciban, Eugenia Ciumac și 5 consilieri. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. 21 pentru. Platforma da. 2? Deci 9? 7? 7 abține. Pas. Bine, pas. 7 pentru. Pile. Bun. Partidul Comunistilor. Partidul Democrat. Partidul Șor. Cu 32 de voturi, amendamentul a fost aprobat. Alte amendamente? Dacă nu mai sunt referitor la membri cu supleanță. Propunerea era să fie 2 de la executiv și 3 de la din Consiliu, deoarece pe amendamentele care au fost propuse, trebuie să fie de la executiv, fie din Consiliu. Dar de la executiv este o propunere? Pentru că sunt 2 la 2. Nu, dar atunci amendament, că eu am pus de start 5, poate fi 2 la 2, nu văd o propunere, nu văd o problemă. Ca propunerea ar fi în loc de 5 membri supleanți, să fie 4 membri supleanți. Haideți deci, dat și nominal. Dat și nominal. Data trecută era o propunere, cineva ați propus-o chiar în, ca bază, cineva ați propus-o. Eu nu știu, de la personal, de la resurse umane, îmi pare că... Nu, dar ca supleant. În caz, spre exemplu, în concediu un membru de la executiv, îl Nu, doamnă Ciban, vă explic. Deci, amendamentele domnului Bondarenco, care le-am introdus deja în proiectul ca bază, presupune că în caz când o persoană, spre exemplu, în concediu, iar doi din membrii comisiei sunt în conflict de interese, noi nu vom avea quorumul de două treimi. Și atunci, conform amendamentelor, noi avem dreptul să trecem să luăm membrii supleanți ca să... Da, dar noi avem, noi am votat ca bază unde sunt locuri libere pentru supleanți. Dați propuneri pentru supleanți, că noi nu e propunere de exclus atunci pentru supleanți, adică ca să... Și noi atunci îmi fac contravine regulamentului. Hai să faci încă o dată pe Consiliul Municipal și le spun din consiliere și nu de la șeie care îi las pleci. Și da, de ce anticipăm evenimentul? Din partea domnului Bondarenco au parvenit o propunere, un amendament ca să fie exclus membrii suplianți 5. Se supune votul, cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. Pe SRM. Platforma da. Pas. 7 abține. Pilea. Pun.
Partidul Comunistă. Am anunțat. Partidul Democrat. Partidul Șor. Partidul Шор. Смотрите, в проекте решения КАБ, в проекте решения КАБАЗы были включены и 5 мембри-суплеанц о комиссии. Донор Бондаренко предложил исключить это, потому что это Дойпен. Нам нужны Буду зарплату девотуре, амендамент удат, есть апробат. Алты амендаменте? Дага ну сент алты амендаменте, си супуни вотулы. Я говорю, Бондаренко. Да, Дону Бондаренко. La punctul 27, se referă de notele adică care le dau membrilor, membrii comisiei, adică se propune în varianta care este acum, adică că ele să fie publicate, deși potrivit regulamentului cadrului se menționă că aceasta este o informație confidențială, adică respectiv propunem să fie punctul 27, conform regulamentului cadru aprobat de către guvern. Și o să-i dau citire. Notele de evaluare și calificările acordate de membrii comisiei vor fi prezentate fără identificare numărul membrilor comisiei și vor fi oferite în condiții de confidențialitate. Adică propun să fie conform. Deci era acolo să spune despre confidențialitate notele pe fiecare criteriu în parte. Asta da, poate fi confidențial. Dar suma notelor nu văd care este confidențialitatea. Deci este un... ceva destul de transparent, dacă tindem să fie o transparență, a fost un amendament care a trecut în ședința Consiliului din 28. Eu cred că nu trebuie să fie... Domnul Бондаренко. Какая секрет? Президент только получил колокол, весь мир знает. Нет работы, чем же на этот договор, есть информация конкретно. От кого получил? Конкурс регламент. Conform regulamentului sunt obligat să supun votului, se supune votul amendament domnului Бондаренко. Cine este pentru, rog să votați. Pe semnimeni. Pot forma da. Pas. Împotrivă. Câți? 7 împotrivă. Da, mulțumesc. Pelea. Pun. Partidul Comuniștilor. Partidul Democrat. Partidul Șor. Cu 23 de voturi, amendamentul este aprobat. Alte amendamente? Dacă nu sunt alte propuneri și amendamente, se supune votul în proiect de decizie. Dacă nu sunt alte amendamente sau propuneri, se supune votul proiect de decizie integral. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. Platforma da. 21. Платформа да. Интеграл. Коллеги, да, клипы это, но и вот термин интеграл. Чини сын журист, домну Поляков, экспликой. Doamna Ceban, doar o clipă, vă rog frumos. Domnul Polikov, dumneavoastră, dacă este, iată, tot ați făcut obiecții data trecută. Noi, pe textul regulamentului, avem, pe textul regulamentului, avem trimite la membrii supleanței comisiei. În structura comisiei nu avem... Bună ziua, dragi colegi, stimați consilieri. Vreau să vă prezint un proiect creat de Consiliul Municipal cu privire la inițierea modificării regulamentului gestionării clădirii, construcțiilor și cărbierilor cu alte destinații de cea locativă. În primul rând, vreau să vă explic cum a dat viață acest proiect de decizie. Baza lui a fost în baza unui demers din partea grupurilor federațiilor de sport, care a constatat cu regret că sportul în Republica Moldova din an în an ajunge într-o stare tot mai dezastruoasă.
Unul din principalele motive care produce o astfel de stare deplorabilă este faptul că bugetul direcționat sportului este mizerabil, în mare parte simbolic, care nu acoperă nici necesitățile minime de care au nevoie sportivii pentru a avea o pregătire corespunzătoare. Ei consideră că cel mai mare impediment cu care se confruntă federațiile sportive este lipsa spațiilor pentru desfășurarea antrenamentului. Referitor, vreau să vă dau și citirea notei informative. La moment, una din cele mai mari probleme în dezvoltarea sportului sunt sălile sportive. Banii în buget nu sunt pentru a construi altele. Vin cu o alternativă. În mare parte, majoritatea gimnaziilor și liceilor activează de la orele 8 până la orele 5. După ora 5 până la orele 9, sălile sportive în școli sunt practic pustii. Chiar dacă municipiul oricum suportă cheltuieli de încălzire, chiar și în perioada când nu activează instituția, procedurile de locațiune, arendă, sunt practic imposibile, înghețate și necombinabile, fiindcă oricare contract de arendă trece prin licitație, unde nici un ONG nu poate concura cu agenții economice. Și nu este o logică în acest sens, fiindcă secțiile sportive lucrează practic câteva ore și nu se ia în folosință spațiul pe 24 de ore. La moment, situația referitor la parteneriate între școli și federațiile sportive este practic înghețată, fiindcă este o procedură foarte complicată și birocratică. Mai mult ca atât, se permite ca în instituție să fie permis la antrenamente în exclusivitate copiii din organizația dată, ceea ce este o discriminare față de sportivi și elevii care, spre exemplu, locuiesc în preajma liceelor sau învață în alt liceu. Impactul asupra acestei decizii, excluderea birocrației în cadrul primăriei și DGS, ridicarea la nivel republican statutul de federație sportivă, dezvoltarea modului sănătății de viață, formarea locurilor noi de muncă, existența unei concurențe sănătoase între sportivi, combaterea alcoolismului și narcomaniei în rândurile tinerilor. Sportul devine mult mai accesibil pentru toți. De ce? Având în vedere nota informativă de membrul Federațiilor Sportive în temeiul articolului 6 al liniatul 2, aliniatul 3 din legea numărul 36 din 706-2016 privind statutul municipiului Chișinău și articolul 14 aliniatul 2 din legea numărul 436 din 28-12-2006 privind administrația publică locală, Consiliul Municipal Chișinău decide. 1. Se pune în sarcina Direcției Generale Economiei, Reforme și Relații Patrimoniale, Roman Vitiuc, modificarea regulamentului gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu alte destinații de cea locativă și prezentarea Consiliului Municipal Chișinău spre aprobare până la acest scris 09-2020, dar dacă totuși Consiliul Municipal va veni cu un amendament prin care să prelungim acest termen din punct de vedere că domnul Roman Vitiuc a spus că este un termen prea restrâns și nu vor reuși. Noul regulament va prevedea, 2. Noul regulament va prevedea modalitatea utilizărilor sălilor de sport, doar sălilor de sport, din cadrul instituțiilor de învățământ, de către federațiile sportive, în scopul antrenării copiilor cu titlu gratuit. Direcția Generală Educației Tineret și Sport Andrei Pavlovoi va acorda suportul informațional Direcției Generale Economiei, Reforme și Relații Patrimoniale la elaborarea noului regulament. Controlul executării prezenței decizii se pune în sarcina viceprimarului de ramură, doamna Angela Ptăsevici. Vreau să vă expun că acest proiect de decizie are avizul viceprimarului de ramură, doamna Ptăsevici, Angela Ptăsevici, are avizul pozitiv al direcției juridice de către domnul Bogdan și are avizul pozitiv al Comisiei Economiei și Buget. De ce, ca să vă mai dau o explicație referitor, de ce s-a vorbit doar de federațiile sportive? Pentru că noi vorbim doar de acele federații sportive care sunt înregistrate de către Ministerul Educației, Tineret și Sport. Pentru că ele, în mare parte, sunt, dacă nu greșesc, în jur de 70 de federații. Și în federațiile sportive, în federațiile sportive intră toate organizațiile obștești și ONG-urile. Într-un fel, practic, noi ne atingem, acoperim toată suprafața a acestor organizații. Rog, respectuos, frumos, să fie susținut acest proiect de decizie, ca la sfârșitul termenului dat să
direcția anunțată să vină cu un proiect de decizie bine anunțat și care să rezolve această problemă care este la momentul de față. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări... Bine, vă mulțumim. Întrebări? Doamna Silvia, da. Domnul Verbischi, cu titlul de gratuit, cine să monitorizeze folosirea acestor săli? Cât o să folosească, de cât timp o să fie nevoie, în afara orilor de școală, de lucru, câți bani asta o să coste, fiindcă aceste săli trebuie îngrijite? Cine o să le îngrijească? Școlile? Asta sunt niște finanțe, asta trebuie de făcut. Eu vă explic, doamna Silvia, uitați-vă. În baza regulamentului care o să fie aprobat, nu eu aprob regulamentul, în baza regulamentului care o să fie aprobat, de primărie, absolut, de primărie. Aici noi vorbim de sălile care vor fi gratis, unde vor participa studenții și elevii. Dar din momentul dat, federațiile vor avea un contract direct cu administratorul instituției școlare, prin care ei, în baza contractului, vor avea o înțelegere. Dacă, spunem așa, directorul școlii, liceului, va accepta această federație de sport, ei vor avea între deși un contract de întreținere acestei sări. Unde referitor, în baza contractului, desigur, se va lua în calcul ca această sală să nu degradeze după o perioadă. Păi asta vă explic. Ascultați-mă. Când va veni regulamentul acolo, și proiectul de decizie finală, acolo noi vom lua o decizie referitor la aceasta. Da, vă mulțumim, domnul Iubiți. Da, господин Климент. Я не до конца понял ваш ответ. Мы знаем, что все учебные заведения сегодня, средние, они имеют свой лимит по финансированию. И они даже не вписываются в этот лимит. У них огромные долги, прежде всего, по коммунальным услугам. Если идти по вашей формуле, то эти долги могут существенно увеличиться. Ну, я тебе рад. Не шинтом газ. Кто будет оплачивать за свет, воду, горку и тепло, ладно, тепло занимается, не занимается, оно есть. А вот другие все услуги. Хто їх буде компенсувати? Домнул Кременко, ми пару років на моменту де фаць, отрицання Авєції, що триця Република Молдова, що не кнується лімба де стати. І пентру мені є лімба румин. Я думаю, чи його домна Сільвія мені експлікат де фіра пир, чи енсям, я мені експлікат кум вор фі акітаті сау в база умний контракт де колаборарі, сау он цілечері інтрі директору школі ши прешедінтелі федерації. Десігур, как полу вор фі інклюсі шам міті келтуєлі рефератор де інтрецінні реселі. Nicicum nu este presupus prin acest proiect de decizie majorarea cheltuielilor. Doar eu am explicat foarte bine că și așa sălile sportive sunt întreținute. Referitor de lumină, este sunt costuri neconsiderabile, minime. Din punctul acesta de vedere, ele automat și sala, referitor dacă va fi luată în, spunem așa, în folosință de către federație, ea va fi preluată pe perioada a doua, trei ori maximum. La momentul de față, că ei, conform regulamentul care existent este, ei trebuie să facă un contract de locațiune, să fie o licitație. În baza acestui contract de locațiune și licitație, ei nu pot concura cu agenții economici, pentru că ele sunt federații sportive, sunt niște ONG-uri. Și următorul вопрос. Учебное заведение по вашему проекту имеет право отказать в аренде? Да, действительно. Или мы их обязываем, придем в федерацию, подпишите, вы обязаны это сделать. Но и к ним, но облигаем. А еще Романила... Ну, процитируйте, в пункте сказано, что учебное заведение имеет право отказать. Пытаться. Все суббони, писать договор. Я вам куда-то в экспедиции говорю, ну, мы интеллигенцы, по симплу, я ворбескан на лимба румын. Все пуни инсарчена дирекции, пункт 1, все пуни инсарчена дирекции генеральной экономии, реформы и релации патримониали, Роман Митюк, модификация регламента, удесионерии, кладири, конструкции, шинкоперил, палты, десинации, декат, чалкативы. Уйтаться, я вам и нуцатка, экзисто проблемы. Ей вор вини по регламентаре, конформ, лечи, база, кэри, но и удержава вам вот там, кадр консилиум мунчипал. Мы отцелечь деталят. И последнее. Любой проект, который мы принимаем и который предусматривает какие-то финансовые расходы, и если они не указаны в этом покрытии, финансовое покрытие,
то мы не можем принимать такие проекты решений, если вы их четко не расписали. Поэтому я предлагаю вернуть этот проект на доработку и определиться прежде всего с финансовым покрытием. Как будет работать механизм финансирования этого хорошего, хорошей идеи. Домну Клименко, днестр инвокации не штилу прутарь интересать. Ича, ну, есть ворба де финансы. Регламент, в регламент. Регламенту, который в афи формат, ну, приведи, келки. Если хочешь, я тебе на молдавском языке помню. На румынском, пожалуйста. На молдавском. На румынском. Румынский в Бухаресте. Кишиневый молдавский. Значит, в регламенте, господин Вербицкий, это вам не железячками там торговать, тут серьезные люди сидят. Фицерожи, магиням свынд, железячки, диктасыну шасфуру миллиард, шпирмасфур, асфуган Тель-Авив. Шасфицинные аппарары луну, ход, шор, который есть на мир, шестратный каутарий интернационал. Господин Вербицкий, я сейчас по телефону включу шору, и вы ему это скажете. Я не шор, что вы мне говорите. Я прям светку маста с интимпл, что если не витем. Господин Вербицкий, если вы чего-то не знаете, учитесь у тех, кто это знает. У мест дела днестра пропоним. Учитесь, у ней станете. Поэтому я считаю, что мысль неплохая, детей надо поддерживать, но этот проект надо доработать. Надо четко прописать источники покрытия этого мероприятия. А так, бла-бла-бла-бла, и в конечном итоге этот проект работать не будет. Там нет инструментов, механизмов, которые должны быть четко прописаны. Подожди, я говорю. Которые должны быть четко прописаны в этом регламенте. Их нет. Но я кума, но опробуем регламент. Но я кума, инициеем, элаборарем регламент. Но и здесь прясно врубим. Но и как консильер муниципаль, делегат, дирекции, Руслан, перед тобой сидит. И вот когда ведь шахтян для кассы, Руслан, инкодата. Я вам эксплик. Но и пунем инсарчина, дирекции генеральной экономии, реформы ситуации, патримониали, кассы, елабурезы, мун регламент. А ты? Моему нимик, петро елабурари регламент, ну и стене войди ресурсы финансовые. Руслан, перед тобой сидит бывший министр МВД. Он тебе расскажет, как регламент прописывает те или иные действия, скажем, полицейского. Когда возможно применение оружия, когда, какие действия возможны в той или иной ситуации. Что ты наследишь? Регламент. Выучил слово регламент и начинаешь им злоупотреблять. Да, Стимас Валерьевич, хватит ну, не чертем. Донат Богдан Валерьев, суличитат. Гримур Антьонов, слава микрофон. Дону Сержию, я так понимаю. Дону Сержию, подождите, две секунды. Дону Богдан Валерию хотел прокомментировать вышесказанное. Да давайте дадим слово Дону Богдан, потом вы возьмете слово. Стимат Москве, Блеза, Дура Конушкинска, президент управления Тизини, Дякунур, Веди, Карева, Чемпиньер, Финансиари. Маймун Катыр. Chiar dacă el va sta la baza modificării regulamentelor Direcției Educației, Direcției Economiei, oricum se presupune că nu vor fi aceste cheltuieli financiare suplimentare, ori se propune ca să fie identificat un mecanism prin care federațiile moldovenești sportive să aibă posibilitatea extrașcolar să antreneze cu titlu gratuit copiii. Aici este partea cu titlu gratuit, că copiii nu o să plătească la federațiile de spor. În momentul în care o să fie identificat careva cheltuieli suplimentare, asta tot o să fie discutat deja când Consiliul o să examineze acele reglamente modificate. Da, vă mulțumesc. Domnul Burbuge. Domnul Climent. Domnul raportor, nu intrați, vă rog, în colegi. Mulțumesc. Domnul președinte, ședinței, vă mulțumesc pentru cuvânt preferit. În primul rând, pentru domnul Вербицкий. Nu sunteți procuror aici, voi ne generalii procuror, чтобы делать и давать какие-то правовые оценки. Это раз. Есть генеральный прокурор в стране, который имеет право делать декларации и давать оценки относительно тех или иных резонансных дел. По этому вопросу он уже высказался. Второе. За политическую партию ШОР проголосовало 117 тысяч избирателей. И третье. Перед вами два муниципальных советника. Если у вас конкретно к этим муниципальным советникам есть какие-то претензии, пожалуйста, высказывайте. Теперь относительно... Перед вашим домом Клименко. Теперь,
вас, уважаемый рапортер, относительно языка, на котором мы сегодня говорим, тот ворбеска лимба вестат, ще лимба молдовинянска, сошли саста, ще даки домну Клименко, респунди, самый тряпы, лимба русы, мясо так дурится, респундис, лимба русы, даки ну дурится, респундис, лимба инкари дурится. Да ну треб дефекут обсервать, если пришедите речеденции, ел ари инфация регламенту, ел кундучите регламент, для че прочитать, ще фачить конформ регламентовой. Ще кынд вы требуете, дняться апропиат, ла партиду шор, че черец, ажутор или лимба русы, да ну или лимба румын. Domnul președinte, domnul secretar, vă rog frumos să găsiți prevederea în regulament care prevede expres în ce limbă să țin ședințele Consiliului Municipal. Domnul Grădinaru, dacă este nevoie. Nu este. Dacă este nevoie, eu spun. Dar eu am o întrebare către domnul raportor. Domnul Verbițchi, spuneți-mă, vă rog frumos, dumneavoastră ați indicat că doamna Cutasevici va fi responsabilă de executarea prezentei decizii. Spuneți-mă, rog, care este argumentul, pentru că eu consider că normal trebuie să fie doamna Ionescu, ținând cont că subdiviziunea care urmează să elaboreze documentul este în subordinea dumneiei. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Ok, vă explic. Eu, înainte de asta, pornind discuțiile care le-am avut referitor la proiectul decizii, l-am consultat cu doamna Angela Ptasevici și am decis din punctul ăsta de vedere, din momentul în care este vorba de instituțiile școlărești, școli, licee și așa mai departe. Din acest moment eu am decis că, dar dacă doriți, puteți veni cu un amendament și dacă, schimbăm. Am înțeles. Eu, vedeți numai dacă e rezonabil. În sensul în care înțeleg eu că dacă direcția subordonată doamnei Ionisi va fi responsabilă de elaborarea regulamentului, normal, ea va putea monitoriza acest lucru. Din punctul acesta și vă explic. Conform regulamentului existent, Federațiile de Sport, înainte de a cere sala sportivă, pleacă la Direcția Educației, Tineret și Sport, și, prin care solicită printr-o scrisoare și le se dă un certificat de autentificare. De ce așa am decis că doamna Cutăsevici are atribuții și inclusiv ea și-a avizat acest proiect decizie. Bine, dar este opinia dumneavoastră. A doua întrebare care am eu, vă aduceți aminte probabil că a avut loc, a fost pus și în cadrul Comisiei Economiei, Buget și Finanțe și era întrebarea dacă va obstrucționa sau nu cumva unele federații de sport care pentru dezvoltarea acestui sport este nevoie de un anumit inventar care nu este ușor montabil și demontabil, astfel încât s-ar putea sau nu s-ar putea să obstrucționeze procesul de educație. Băi, poți răspunde? Domnul Grădinaru, eu în baza acestui regulament v-am explicat și atunci și acum. Rămâne la discreția directorilor de școală să accepte aceste federații de sport sau nu. În baza asta, deja, dumneavoastră o să vadă după capacitatea sale care ei o au, referitor dacă le se permite sau nu. Dar din punctul meu de vedere, din momentul în care noi avem o stringentă nevoie de a ocupa copiii noștri, inclusiv și eu am copii, care vreau într-adevăr după orele de școală, să nu umbli, spunem așa, brambură, da, prin prejurul școlii sau prin alt părți, să fie ocupați cu ceva util. Și asta e acest proiect decizii vine cu așa o idee. Rog să fie pus la vot, dacă mai aveți careva, dar rog să fie pus la vot acest proiect decizie și să fie susținut de către consilierii municipali. Deci, conform regulamentului, eu sunt obligat să supun votului prima propunere care a parvenit din partea domnului Clименко. Domnul Clименко, dumneavoastră insistați la propunerea dumneavoastră la reexaminare. Cu părere de rău, totuși eu sunt obligat să supun votului. Se supune votului propunerea domnului Clименко de a transmite la reexaminare proiect de decizie. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. 21 abține. Platforma da. 7 împotrivă. Pas. 5 împotrivă. Pele. Împotrivă. Pun. Împotrivă. Partidul Comuniștilor. Împotrivă. Partidul Democrat. Partidul Șor. 2 cu 3 voturi pentru, nu a acumulat numărul necesar de voturi. Alte propuneri, au venit propunerea din partea domnului
propune ca să fie supus votul în proiect de decizie. Amendamente sunt? Amendamente sunt? Dacă nu sunt amendamente, se supune votul în proiect de decizie. Se supune proiect de decizie, se supune votul în proiect de decizie. Cine este pentru, rog să votați. PSRM. Platforma DAP. PAS. Pele. Da sau nu? Se supune votul în proiect de decizie. Pentru. Pun. Partidul Comuniștilor. Partidul Democrat. Partidul Șor. Cu 36 de voturi, proiect de decizie este aprobat. Vă mulțumim, domnul raportor. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnilor consilieri. Următorul subpunct din ordine de zi este subpunctul numărul 32. Informația privind argumentarea juridică care a stat la baza eliberării actelor permisive pentru ridicarea unui complex locativ din strada Nicolae Sula. Raportor Светлана Доботару. Есть. Стимați колеги, atenție. Doamna raportor, 3 minute. Nu mă dă 5. 4 foi. Istoria lungă a obiectului. Deci eu sunt să fac un excurs în toată documentația care a fost existentă pentru acest obiect, pentru care ați solicitat să vă aduc informații și să vă raportez. Deci, în baza deciziei primăriei municipiului Chișinău, din 24.05.2003, număr 19.849, lotul de pământ din strada Doga, cu suprafață de 35 de ari, a fost dat în arendă companiei imobiliare de consulting Mod Mobile Brand SRL pentru proiectarea și construirea unui centru sportiv de agrement. Termenul de valabilitate a contractului de arendă funciară din 17.03.2003 a expirat în 2008. Prin hotărârea judecătoriei economice de circumscripție din 19.06.2008, este referire la numărul dosarului, termenul de valabilitate a contractului de arendă a fost prelungit cu un termen de 470 de zile, calculat din momentul devenirii hotărârii judecătorești irevocabile. Ne-a intrat în vigoare la data de 10.07.2008, cu termen de până la 23.10.2009. Prin hotărârile judecătoriei Centru din 3.10.07.2014, iar și este referire la numărul dosarului, din 10.12.2014, menținute prin decizia Colegiului Civil, Comercial și Contencios Administrativ a Curții de Apel Chișinău, din 17.02.2015, a fost recunoscut dreptul prioritar a companiei imobiliare și de consulting Mold Mobile Group Brand la prelungirea contractului de arendă funciară din 17.07.2003. Ulterior, conform deciziilor Consiliului Municipal numărul 1/12 din 17.03.2015, a fost prelungite pe un termen de 5 ani, începând cu 1.09.2014, relațiile funciare de arendă a locului de pământ cu număr cadastral indicat cu suprafață de 35 hectare, fiind în arendă firmei Mod Mobile Brand SRL, în baza contractului de arendă funciară. Colegi, vă spun, colegi, e vorba de un teren de 0,9 hectare, care valoarea de piață e vorba de jur de 1 milion de euro. Chiar nu vă interesează? La Ciocan. Vă rog, la eu locuiesc la Ciocan și mă interesează. De fapt, e vorba de patrimoniu municipal. Conform planului urbanistic general al orașului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului Municipal numărul 68/12 din 23
3-2007, imobilul este amplasat în cartier rezidențial din sectorul Râșcani. Potrivit regulamentul local de urbanism orașului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău din 25-12-2008, terenul este amplasat în zona codul C2, zona codul C2 cuprinde funcțiuni care asigură o gamă largă de servicii în mare proprietate, adiacente zonei codul R6, care cuprinde funcțiuni rezidențiale cu intensitate medie. Conform deciziei Consiliului Municipal Chișinău din 19.05.2015, s-a aprobat și planul urbanistic de detalii a ansamblului rezidențial cu obiective de agrement, sport, comerț, prestări servicii din stradul Andrei Doga. În baza certificatului de urbanism pentru proiectare din 29.10.2015 a fost autorizată elaborarea documentației de proiect pentru construirea unui ansamblu rezidențial cu obiective de agrement, sport, comerț, servicii cu nivelul de înălțime de S plus P plus 8 E plus Z, în limitele terenului arendat cu numărul cadastral respectiv. În baza documentației proiect, verificat și arizat în mod stabilit, a fost eliberată autorizație de construire din 12.01.2016, prin care a fost autorizată executarea lucrărilor de construcție a obiectului menționat. Începerea lucrărilor de construire la șantierul din adresa menționată a generat conflicte de amploare cu locatarii blocurilor de locuință din adiacență, mediatizate intens de mass media. Conform deciziei Consiliului Municipal Chișinău din 18.02.2016, privire la introducerea unui moratoriu pentru construcțiile problematice din Chișinău, a fost abrogată decizia Consiliului Municipal din 19.05.2015, privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru valorificarea terenului din strada Doga 32/2. Potrivit dispoziției viceprimarului municipiului Chișinău din 2016, a fost sistată valabilitatea autorizației de construire din 2016 eliberată societății cu răspundere limitată Mod Imobil Brand pentru construirea unui ansamblu rezidențial. Valabilitatea termenilor stabiliți în autorizația de construire din 12.01.2016 nu a fost prelungită. Nu. Doamna Stase, vă rog frumos, nu interveniți. Doamna raportează, dacă și-o spun pe doamnă. Eu am întrebări la doamnă. Nu mi-e ghideți mie gura, vă rog. Eu, sincer, eu înțeleg cu ce aparat, mafia mă aparat să apără, să-ți dracu. De o hectar, dar ciocana dat ilegal și nimeni nu vrea să scot. Eu îmi prezic, voi toți sunteți interesați să luați terenul celălalt, sau cum dracu. Explicați-mi, vă rog. Și ce e dat ilegal? Cu toate că societatea cu răspundere limitate, Mod Imobil Brand, a obținut prin intermediul instanțelor de judecată dreptul de continuare a lucrărilor de construire și valorificare terenului din strada Andrei Doga, firma respectivă, într-o evitare a repetării conflictelor cu locatarii, a solicitat atribuirea unui lot de pământ din strada Nicolae Solac, Polscu, Milescu Spătaru, cartierul Nou Budești 1, în schimbul terenului arendat cu numărul cadastral pe care îl deținea pe strada Doga, atribuit pentru proiectare și construirea unui ansamblu rezidențial. Locatarii cartierului rezidențial din strada Doga au intervenit cu demersuri către APL privind susținerea schimbului de teren. Deci, din nota informativă ce eu citesc, sunt absolut toate documentele confirmative în dosarele care puteți să veniți să le ridicați, să le citiți la direcție. Solicitantul a fost informat că suprafața lotului de pământ va fi concretizată în urma estimării în modul stabilit a valorii terenurilor supuse schimbului în baza unor rapoarte de valoare elaborate de firme licențiate în domeniu. Conform ordinului de calcul, prețul estimativ al terenului examinate din strada Andrei Doga și Nicolae Sulac, Olscu, Milescu Spătaru, ale direcției funciare și fișe de circulație documentelor
din 7-11-2018, s-a convenit că suprafața terenului propus la schimb nu poate depăși suprafața de 0,9 hectare. La cele societății cu răspundere limitată în mod de mobil brand, din 6-11-2017, a fost elaborat și contrasemnat planul de situație a terenului sistematizat în vederea efectuării schimbului de teren, pornind de la prevederile punctului 8 din decizia Consiliului Municipal Chișinău, numărul 6/14/18/7/2017. În schimbul terenului cu numărul cadastral din strada Andrei Doga, pentru proiectare și construirea unui ansamblu rezidențial cu încăperi comerciale, prestări servicii și parcări auto subterane, cod de reglementare urbanistică R7, cu asigurarea condițiilor necesare pentru deservirea, strămutarea rețelelor inginești existente. Domnul Dințov și domnul Pântea. Domnul Pântea, liniște, vă rog. Da, în baza deciziei Consiliului Municipal, numărul 9-22-9 din 16-1-2019, lotul de pământ cu numărul cadastral identificat aici, cu suprafață de 0,39 hectare, a fost dat în arendă pentru reproiectarea și edificarea unui ansamblu rezidențial cu încăperi comerciale, sport, prestări și servicii și parcări autosubterane, reperfectarea relațiilor funciare, urmarea reamplasării obiectului preconizat pe strada Andrei Doga. În baza modificărilor în legislație, asupra dreptului de arendă a terenului a suverenit dreptul de superficie, fapt confirmat prin datele vizualizate din Registrul Bunurilor Imobile a Departamentului Cadastru al Agenției Servicii Publice. De altfel, și prevederile punctului 6 din alineatul 1 din regulamentul privind raporturile juridice de superficie și locațiuni care au obiect terenuri municipale stipulează că referința la o locațiune, arenda unui teren municipal cu drept de construire pe el, se consideră ca referință la superficie. Potrivit articolului 654 din Codul Civil al Republicii Moldova, superficia este dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea edificării exploatării unei construcții a superficiarului deasupra și sub acest teren sau a exploatării unei construcții existente a superficiarului, iar conform articolului 655, dreptul de superficie se naște în temeiul unui act juridic sau unei dispoziții legale fiind opozabil terțelor din momentul registrării Registrului Bunurilor Imobile. Prin prisma articolului 5 din 654, Cod Civil, dreptul de proprietate asupra construcției ridicate pe terenul grevat de superficie este exercitat de către superficiar pe durata existenței dreptului de superficie. De asemenea, menționăm că, conform articolului 42 din legea 1125, din 13.6.2002, pentru punerea în aplicare a codului civil, se reglementează că contractele de investiții în construcții încheiate începând cu 1 martie 2019, data la care a fost pus în vigoare nou cod civil, se consideră contracte de vânzare-cumpărare a unui imobil în construcție în sensul articolului 1170 din cod civil, introdus prin legea 133 și se supun dispozițiilor legale aplicabile acestor de urmă contracte. Potrivit prevederilor norme prevăzute la articolul 1170 și 1171 alineat 1 lit C din cod civil, se indică că contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție trebuie să prevadă natura dreptului pe care vânzătorul deține asupra terenului pe care se construiește, drept de proprietate sau superficie. În contextul celor expuse, ținând cont și de avizul Comisiei Juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova din 4-6-2020, potrivit unele explicații referitoare la aplicarea legislației în practică, concluzionăm că beneficiarul deține dreptul legal asupra terenului pentru edificarea construcției. Am două întrebări. Prima întrebare. Eu n-am terminat. Da. Chiar. Potrivit planului urbanistic general al orașului Chișinău aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău din 68/1-2 din 23-3-2007, imobilul este amplasat în zona rezidențială sectorului Cercana în stadiu de construire. Conform regulamentul local de urbanism aprobat prin decizia Consiliului Municipal din 2008, imobilul este amplasat în zona codului R7, care cuprinde funcțiuni rezidențiale cu densitate medie. Sunt permise toate tipurile de locuințe colective, tip blocuri locutive, cu regimul pe verticală, pe plus 9 și mai mult. Aceasta este referitor la
indicatorii urbanistice sunt înscriși de respect acești indicatori urbanistici. La data de 2 martie 2020, Mod Imobil Brand SRL a depus cerere pentru eliberarea certificatului de urbanist pentru proiectarea obiectivului conform destinației stabilite în decizia Consiliului Municipal Chișinău 9/22/9/16/1/2019. Conform deciziei Consiliului Municipiului Chișinău, beneficiarul este obligat să elaboreze documentația de proiect și obiectivul în termen de un an. Potrivit articolului 32 din legea 1125/2002 privind punerea în aplicare a Codului Civil al Republicii Moldova, dispoziția articolului 460 Codul Civil introdusă prin legea 163, nu afectează drepturile de orice natură ale persoanei care nu este proprietară a terenului de a construi și a deveni proprietară a construcției sau lucrărilor ridicate care au fost dobândite înainte de 1 martie 2019 și care vor continua să producă efecte juridice până la stingerea acestora conform conținutului său stabilit înainte de 1 martie 2019. Respectiv, la 15.04.2020 a fost eliberat certificatul de urbanism pentru proiectare privind autorizarea proiectării ansamblului rezidențial cu terenul la numărul cadastral, aici sunt toate numerele care vă le-am, deci uitați-o în loc. Conform prevederilor certificatului de urbanism pentru proiectare, documentația de proiect urma fi elaborată ținând cont de planul urbanistic de detaliu. Mă scuzați, domnul Nigeria. Da, mă scuzați. Mai am jumătate pagină. Încă jumătate pagină. Dar la ce v-ați chemat? Eu nu s-a spus tot. Da, stimați colegi. Doamna Silvia. Da, doamna raportor, ne scuzați. Aveți cotă parte, doamna Silvia, sau cum să înțeleg? Eu am invitat pe doamna Dogotar pentru a interesa unele întrebări. Mați colegi, nu vă certați. Domnul Trumbă, doamna Silvia. Doamna Silvia. Doamna Silvia. Încă jumătate de pagină. Da, doamna. Doamna Aleona. Doamna Goroș. Doamna, doamna Silvia. Stimați colegi, dați-ne liniștit. Doamna Silvia. Da, domnul Dogotaru. Exact 2 minute eu mai am. Autorizația de construire, prin care a fost autorizată executarea lucrărilor de construire a unui ansamblu rezidențial compus din 6 blocuri locative, pe terenul dat, cu parcare suterană în 2 niveluri și obiectiv comercial, a fost eliberată în conformitate cu prevederile și procedurile prevăzute de legea 163 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și a legislației în vigoare. Astfel, vă informăm că actul permisiv a fost întocmit la cererea SRL Mold Imobil Brand în baza documentației de execuție elaborată, verificată și realizată în mod stabilit conform certificatului de urbanism pentru proiectare. În actul permisiv au fost stipulate mai multe aspecte necesare pentru desfășurarea corespunzătoarei lucrărilor cu ferm exigențelor în vigoare, fără a afecta careva interese ale vecinătăților sau domeniul public. Reșind din necesitatea utilizării pe perioada de executare a lucrărilor de construcții, s-au utilizat suprafețe de teren ce reprezintă proprietate municipală, au fost încasate plăți către bugetul municipal în sumă de 131.000 lei, conform deciziei Consiliului Municipal. Aceasta este pentru suprafața pe care o ocupă provizoriu organizația pe perioada lucrărilor de construcție. Sfârșit acum. Mulțumesc. Am un șir de întrebări. Prima întrebare. În conformitate cu legea 163 în vigoare în redacția din 22.02.2020, articolul 3 stipulează expres certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează și se emite de către APL în baza cererii proprietarilor, nu a deținătorilor drepturilor de superficie, locatari, arendași. Proprietari. Proprietar în cazul nostru este Consiliul Municipal. Întrebarea mea, dumneavoastră, în calitate de arhitect și persoană care a vizat acest certificat de urbanism, ați văzut
actul prin care proprietarul terenului a dat acordul sau a solicitat acest certificat de urbanism. Da, acest act este decizia Consiliului Municipal în care expres este prevăzut ca pe acest teren să fie edificată construcția și să fie elaborată documentația de proiect. Am făcut aceste mențiuni și am citit foarte detaliat acest lucru. Deci eu vă întreb încă o dată. Este decizia prin care Mold Mobil Brand s-a oferit acest teren pentru construcție. În vechea redacție a legii și a codului civil, în primul rând, și în vechea redacție și a legii 163. Respectiv, repet încă o dată, dumneavoastră aveți, după intrarea în vigoare a legii 22, o decizie a Consiliului Municipal prin care se împuternicește direcția să elibereze certificat de urbanism pentru construcția acestui teren. V-am făcut trimitere la legislație, concret, la numărul actului normativ de legii care pune în aplicare codul civil. Repet, și care dă acest drept. Vă rog frumos, nu mai puneți această întrebare, pentru că eu v-am răspuns. Vă mai amintesc atunci altă chestie. Când conformez cu articolul 7.3, legea privire la acte normative, în cazul existenței unui conflict dintre două legi de același nivel, legi organice în cazul nostru, 163 și 1125, prevalează legea emisă mai târziu, iar legea 163 a intrat în vigoare la 22.02.2020. Respectiv, dumneavoastră erați obligată să aplicați legea 163. Respectiv, dumneavoastră ați emis un act administrativ cu încălcare prevederilor legale în vigoare. Și respectiv, vă întreb încă o dată, dumneavoastră ați avut sau nu un act emis de Consiliul Municipal prin care ați permis, ați avut dreptul să eliberați certificat de urbanism după 22.02.2020? Deci nu, am înțeles. Mersi, asta am vrut să știu. Respectiv, eu vin cu o solicitare către primarul general. Solicit o anchetă de serviciu pe numele doamnei Dogotaru, care a emis un act de autorizare de construcție și certificat de urbanism, ilegal, prin care Chișinău, municipiul Chișinău poate fi prejudiciat cu 0,39 hectare de teren, valoarea căruia de piață acum este în jur de 1 milion de euro. Aceasta este a doua încălcare pe care noi am depistat-o, doamna Dogotaru. Un caz similar este în cazul întreprinderii prin trans municipale, întreprinde municipale, când noastră ați emis un certificat de urbanism pentru 62 de ani, care iarăși e pe zona R6 sau R7. Deci, asta deja este o tendință foarte clară, că noastră emiteți acte permisive, ilegale, cu încălcarea cadrului legal existent, și ceea ce ridică semne foarte mare întrebare referitor fie la competența dumneavoastră, fie la integritatea dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul Trup, da, dumneavoastră aveți dreptul să răspundeți și domnul... Deci, da, într-adevăr, cereți a doua oară o anchetă, care și eu aș dori să se facă referitor la facerea luminii în aceste subiecte, pentru că, într-adevăr, a doua oară puneți eronat aceleași întrebări și nu vine nimeni să verifice documentațiile de, care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism, care sunt în arhivă și care poate să demonstreze viabilitatea și legalitatea actelor emise. Da, domnul Dogătar, doamna Dogătar, mulțumim. Domnul Одинцов. Уважаемые коллеги, для начала ссылка из нормы, это Гражданский кодекс, глава 4, суперфиция, статья 654, подпункт 4. В отношении права суперфиции применять соответствующим образом правила права собственности на недвижимость, если законом предусмотрены иное. Вот для начала это законодательная норма, которая объясняет абсолютно законность действия госпожи Дагатару. Я хочу рассказать другое, историю этого объекта. Дама Дагатару долго читала и рассказала о человеческом факторе в данном проекте решения. Когда-то арендатель арендовал данный участок под спортивный комплекс. Потом, как это было в предыдущем совете, и с чем мы боролись, поменяли одну синтагму «комплекс спортив» на «комплекс локатив». После этого была выдана разрешительная документация, был спроектирован, и господин Дырда собирался построить там два жилых блока. Ничего плохого нету в этом. Стройте, но строить на детской площадке, возле манежа, там, где жители домов, Андрей Дуга 32/2, три девятиэтажки, где у них баскетбольная площадка, детская площадка, они всю жизнь там играли, сколько они там живут, это жители терпеть не могли. И после того, как начали рыть котлован, именно на этом участке произошла, ну давайте так, стенка на стенку драка, где-то, где около 150 жителей, и в том числе мы и я, как советник, мы там участвовали, и господин Дырда собрал около 70 своих рабочих, и стенка на стенку.
Вот там была драка, и мы отстаивали права жителей, потому что никто не хотел стройки на детской площадке. После этого были переговоры, после этого была оставлена, была диспозиция о приостановлении авторизации на строительство. После этого арендатель участка выдвинул Черри Прилабина против примарии 1 миллион евро. Ущерба, принесенного в результате и так далее, и так далее. Слава Богу, ну, наверное, была совесть у этого арендателя, и он отозвал свой иск при условии, что мы сделаем обмен участков на тот участок, где никому не будет мешать. В результате был подготовлен проект решения муниципального совета, которым участок на Андрея Дуга 32/2 мы вернули в собственность муниципия и предоставили на краю города, там, где просто нет жителей, другого участка, где арендатель мог заключить договор на строительство с другими. В чем здесь проблема? Законодатель норму о вынесении сертификата и авторизации госпожа Дагатара четко разъяснила. А вы, уважаемые коллеги, сначала изучите, насколько это сложно было поменять вот эти участки и не говорить, что мы незаконно дали эти участки. Потому что нам с вами еще предстоит несколько вопросов решать, почему. Опять же, как вот мы в прошлый раз говорили, да, извините, объяснял, мы находимся в законодательной ловушке, когда было когда-то выдана разрешительная документация, ну, к примеру, ТИМО 7/3, где все представители фракции были, мы с этим вопросом, я думаю, что скоро столкнемся, потому что, к сожалению, муниципии и жители проигрывают судебные заседания там. И мы вынуждены будем к аллее Ешелор 55, где была установлена стройка, где частная собственность, Спатару 23, где тоже было установлено строительство. Мы с этими участками что-то должны делать. Либо предоставлять бенефициарам другое место, либо, к сожалению, бюджет наш будет нести потери. Спасибо. Да, спасибо. Дома Градинаро. Стимаць колледжи, я сам пур симплу импрессионат. Кому уник консильер, по ардуаре, когда луптау împotriva construcțiilor ilegale, iar astăzi ne explică cât e de greu ca să le permitem lor să construiască, pentru că altceva nu avem ce face. Și respectiv să argumenteze transmiterea ilegală de terenuri către anumite companii. Dar la fel, doamna Dogotaru, sunt impresionat negativ de faptul cum dumneavoastră faceți trimitere la anumite acte, cum le numiți dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră v-ați adresat sau cine s-a adresat pentru acea interpretare la Comisia Parlamentară Juridică? Dumneavoastră sau cine? Primarul? Primăria s-a adresat. Primăria s-a adresat. Dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră sau primăria, cunoaște cine este organul care interpretează legile? Ce treabă are direcția juridică a Parlamentului, Comisia Juridică, pardon, a Parlamentului, cu interpretarea legilor? Domnul Pregnar, dacă ați fost atent, n-am făcut trimitere numai la răspunsul interpelării de către Comisia Juridică, dar am făcut trimitere concret la norma legală la care am făcut o trimitere și Comisia Juridică, pentru că, de fapt, am luat-o ca și o consultație și de la un organ oficial. Deci nu ca o interpretare a Parlamentului, dar ca o consultare unde ne-a ajutat să găsim și noi răspunsul la această întrebare. Trimiteri concrete la articolul. Consultarea unei persoane nu este document, stimată doamnă. Nu am persoană, a unui organ de stat. Nu este în cazul dat prezentat ca organ de stat, pentru că dacă ați citit foarte atent acest document, și dacă vă mai aduceți aminte ultima propoziție din acel document, ce scrie acolo? Acolo scrie că nu are valoare juridică probatorie, ci este doar cu titlu de recomandare. Deci nu puteți folosi judecată ca să vă aduc acum. Nu puteți folosi acest lucru și dacă ați vrut cu adevărat să cunoașteți, pentru că nu cunoașteți, presupun, de aia v-ați adresat, să cunoașteți care lege și cum se aplică, vă adresați direct către Parlament, care este instituția abilitată cu interpretarea anumitor legi. Toate că codul civil și codul de procedură scrie foarte clar care lege, când și cum se aplică. Păi v-am citat. Și dumneavoastră nu ați făcut acest lucru conform legislației. Da? Ați folosit? Da. Da, dar ați insistat pe modalitatea dumneavoastră de interpretare și plus ați mai rugat ca să vă scrie cineva o țădulică ca să argumenteze modalitatea de fraudare a unui teren sau de furt a unui teren din proprietate. Eu am înțeles corect, dumneavoastră, scrisoarea Comisiei Juridice numită țădulică? Pentru mine, orice hârtie care nu are valoare juridică probatorie este țădulică. Da? Da. Iar documentul oficial
care ar fi putut fi folosit ca probă sau ca document care ar fi avut valoare juridică pentru argumentarea noastră acum în fața noastră, ar fi fost hotărârea Parlamentului sau legea Parlamentului, depinde de la care ne referim, în cazul nostru este vorba de legea Parlamentului, care ar fi interpretat implementarea unui sau altui articol din codul civil sau altul. Eu am înțeles că dumneavoastră nu aveți încredere în ceea ce spun eu. Eu solicit să aprobe domnul Bogdan să răspundă la o întrebare. Nu. Da. De ce? Eu am dat iamă o dată. Eu am fost vizat, domnule. Actele de interpretare și autoritățile administrative abilitatea să interpreteze actele normative. Și la linia 2 scrie clar. Interpretarea oficială a legilor altele decât cele menționate la linia 1 se realizează exclusiv de Parlamentul prin adoptarea legilor de interpretare. Primul este vorba de Constituția Republicii Moldova. Următoarele sunt altele legi. Deci, Parlamentul. Spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră, nu ați făcut lucrul acesta pentru că nu ați vrut sau pentru că dumneavoastră ați considerat că cunoașteți cum se interpretează legea? Sau care a fost motivul că v-ați adresat la o comisie juridică pentru a interpreta? Deci dumneavoastră același întrebare odată trei oare la care eu deja am răspuns. Dumneavoastră nu ați răspuns. Nu am răspuns. V-am dat trimitere că noi am solicitat o opinie, noi ne-au dat o opinie consultativă, trimitere concret la norma legii la care noi am apelat ca să înțelegem cum se întâmplă lucrurile. Dumneavoastră am întrebat pe șofer cum scoași pâinea? Bine, domnul grădinar, de acum am interpretat. Eu solicit să-i permiteți șeful direcției juridice să mă acorde suportul necesar pentru a răspunde la întrebare. Da, domnul Bogdan Maleviu. Stimați consilieri, acum mai multe autorități publice sau instituții sunt foarte confuze. La noi s-au modificat mai multe acte administrative, cum ar fi legea 163, a dat în vigoare nou cod civil, privind noului cod civil. Cu toate acestea, noi suntem în anumite raporturi și am emis anumite acte până la aprobarea acestor noi legi. De aceea, probabil și Parlamentul sau și alte instituții nu pot să răspundă cum se interpretează corect aceste legi. Într-adevăr, a fost făcută un demers la Comisia Juridică în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Dar vreau să vă spun că Comisia Juridică tot face parte din Parlamentul Republicii Moldova. Noi am primit acel răspuns oficial din partea Comisiei Juridice. Da, putem spune că el nu produce efecte juridice, dar el este un răspuns oficial, da, de Comisia Juridică a Parlamentului Republicii Moldova. Acum să facem concluzii că careva acte sunt ilegale sau că cineva a încălcat legea și, apropo, Direcția Arhitectură nu emite acte permisive. Direcția Arhitectură elaborează acte permisive. Și acum să facem aceste constatări, nu știu cât de corect. Dacă doriți, eu se implică și Direcția Asistență Juridică, facem acea interpretare oficială la Parlament, cum, după norma care dumneavoastră faceți referire, primim răspuns oficial, după care facem aceste concluzii și respectiv o să acționăm și noi într-un fel sau altul. Dar să venim acum cu acuzații că de ce nu am interpretat legea într-un fel sau altul, făcând trimitere că este de competența Parlamentului, nu știu cât de corect. Nu plecați de departe. Mulțumesc, da, președinte, că ați condus foarte brav astăzi ședință și marți. Vă mulțumesc pentru că ați aplicat și regulamentul corect. Dar totuși vreau să cer scuze în fața Consiliului din partea consilierilor care folosesc retorică agresivă asupra doamnei arhitecturi Bogătară. Я хочу извиниться перед вами, потому что, может быть, у них не хватает смелости. Вы делаете все правильно. Я хочу вам сказать, что вы делаете все правильно. Это раз. Второе. У вас нет генплана. В первую очередь нового, плана урбанистики генерала Прубак и Примурент. Кишинев превратился в громадную стройку, и вы медленно, но уверенно наводите в порядок
в нашем городе. Поэтому мы вам желаем удачи, мы не должны вас здесь задерживать, вы должны быть на рабочем месте и заниматься своими трудовыми обязанностями. Спасибо. Спасибо, я тоже вас всех люблю. И дому Градинару тоже. Да. Значит, дом Одинцов. Дом Одинцов. Да. Дом Абута. Дом Абута. Скажите, пожалуйста, существует ли отзыв госканцелярии, судебной инстанции, правоохранительных органов, цена прокуратуры о том, что решение об отмене участка Андрея Долга 32/2 на Николаса Такспота является незаконным? На момент не există nicio marcă care a anulat acea decizie a Consiliului Municipal Chișinău și mai mult că atât nu există nicio marcă ce a suspendat sau anulat aceste acte vizibile la care faceți acum trimitere. Очевидно то, что наши коллеги из других фракций просто занимаются политической, попыткой политической расправы. Нет ни одного документа, и называйте этот проект решения, который был в предыдущем совете, единогласно, повторюсь, единогласно, в пользу интересов жителей, проголосованном отмене участка, для того, чтобы жители не страдали, это быть, знаете, то же самое, как без суда и следствия НКВДшная тройка. Ну, дешевый популизм. Давайте заниматься в интересах жителей, развитием генплана, развитием города, а не заниматься вот таким популизмом. Да, спасибо, господин Одинцов. Да, Дон Чумар. Почему я здесь живу, Одинцов, Мария? Так, а я у меня мажу. Стимат Скорич, честно, по долгу, мы ставим каз-классик генплан Угар. Это мандат Трекуни, фракция КСРБ. Cumblau cu gardurile, zăcălibeau agenții economici, până când tot ei vineau și ne propuneau soluții. Asta se finaliza cu operațiunea cu loc. Asta e caz clasic. Este o să mai și activa, o să le mai găsiți. Ei, acum voi faceți etapa două. Voi atunci le propuneți, uite aici nu putem, hai că vă dăm în partea și aia, și dăm în partea și aia, și trebuie să le rezolvați acum. V-ați votat tot pentru schimbarea asta. Ascultă-ți și grăiesc eu, pentru că voi atunci agenții economici pur și simplu nu le permiteți nimic să facă și le puneți că, uite, poate nu știți eu ce vă. Asta e prima. Eu am citit cu mare interes, doamna Dogotaru, un interviu de dumneavoastră, unde ați enunțat că domnul consilier Chirtoca controlează 30% din consilierii municipali. Vă rog cu imiona să-i numărați și să-i chiar vă mulțumesc că ați citit acest interviu foarte interesant. Cam coadă l-am citit. Vă povestesc, dar nu-i nevoie să-l povestiți. Eu l-am postat pe pagina mea, pe blogul meu personal, ca să mai reveniți ori de câte ori este nevoie să vă distracți. Colegi, haideți să lăsăm distracția. Noi suntem o oră la o informație. Până în final nu văd nimic. Ori noi lucrăm, dați închidem ședința, oameni buni. Da. Și deodată să închidem ședința. Lasă să spună filmul de seniori de aici. Da. Ah, ok. Bine. Domnul Cimar. De procedură, domnule președinte, eu nu mă bag în esență. Decizie legală, nu știu dacă e legitimă. Un subiect micus, micus, micus. Oameni buni care ați făcut dreptul la zi. Vă rog frumos. Nu cel prima dată m-am dezamăgit de șeful direcției juridice. Care faci trimitere, nu consultate la comisii parlamentare. Categoric să interziști de consultat comisiile parlamentare. Care dau avizuri sau nu dau avizuri. Și le-s consultativ. Cel care adoptă legea, acela pot să o interpreteze. Și asta elev din anul întâi, care învață omul și legea, sau cum se numește. Acum în programul de liceu, știi de treabă. În rest, rămâne pe... A fost vot politic, e clar, a fost schimb de teren, au prins o conjunctură favorabilă. Nu văd ce ați putea reproșa, doamne, ar putea. Da. Asta e starea de fapt. Vă mulțumim, domnule Nedelea. Avea dreptul să refuze. Eu am referit. Da. Legal, dar nu știu dacă legitim. Da, vă mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, să ia act de informația prezentată și, doamna raportor, vă mulțumim mult. Următorul... Da, și eu vă mulțumesc. Da. Următorul subiect e ordinea de zi. Următorul subiect din ordinea de zi, numărul 34, informația cu privire la reparația căilor de acces la instituțiile de învățământ. Organii, înainte de a prezenta informația, domnul Copăci.
Este. Mă scuzați, doamna, doamna Nigri. Da, mă scuzați, 33. Informația. Domnul Pânte, o rugăminte către consilieri, având în vedere că pleacă mai mulți consilieri, eu mă tem că noi a să ajungem la aceea că n-a să avem quorum și n-a să putem închide ședința. Haideți sau președinții de fracțiuni sau închidem ședința, dacă informația este. O parvenit o propunere de a închide ședința, informațiile care nu au fost prezentate să fie prezentate în formă scrisă la toți consilieri, se supune votului propunere. Peste 19 minute. Da, se transmit informațiile la ele examinare și fără include ordine de zi data viitoare și cu prezentarea informației în formă scrisă către toți consilieri. Cine este pentru, rog să votați. Pe SRM. 19. Platforma da. Platforma da. Sergiu. 6 pentru. PAS. 6 abțineri. Pelea. O ieșit din sală. Bun. Bun. O ieșit. Partidul Comuniștilor. За? Партиду Демократ. Двое пен. Партиду Шор. Уно пен. Да. У 30 де воторь пропонеря хвост вотата, шедица деклар инкиса. Стимать колеж. Пентру асимна прочеста бал есть нечисто.